Fundamentul unei relații este construirea. Ea nu e din prima. În îndrăgostire nu e asta. De ce m-ai trădat? Dar ajungem și la discuția asta foarte grea. În aventură nu trăim viață. Trăim secvențe. Dialogul cu altcineva interferă cu dialogul dintre noi doi, copiii. Să ne uităm la cum se joacă copiii, pentru că ei sunt mari contemplativi. Bine ați revenit la Copacul Vieții sau bine ați venit! În primul rând, vă mulțumesc pentru mesajele frumoase primite în ultima vreme. Sunt emoționat. Sunt emoționat pentru că vă folosește. Nu m-am gândit niciodată că o să ajungă acest concept al meu, Copacul Vieții, să ajute atâția oameni și să crească un. A crescut așa brusc ca primăvara, știi? Am florit. Vă mulțumesc că sunteți atât de mulți. Astăzi vorbim de un dulău și un arici. Vorbim de un om care a pus în pagini, pe alocuri, relația lui, dacă nu mă înșel, și relațiile din cabinet. Un psiholog care iese din tiparele obișnuite, ca să spun așa, sau cel puțin pentru mine. Au început să citesc primul volum din Un dulău și un arici la psihoterapie de cuplu și m-a captat. M-a captat ca o poveste, cumva m-a dus atunci în emoția cititului unei cărți când eram copil și citeam foarte mult pe vremea aia. Și cumva mă gândeam și astăzi o să am o întrebare pentru Laura. De ce nu mai reușesc să termin cărțile? Dar ajungem și acolo. Deci, bine ai venit, Laura, la Copacul Vieții și mulțumesc că ai acceptat să vii. Bine v-am găsit, mulțumesc și eu pentru invitație. Sper să avem audiență până la sfârșit, să le placă subiectul. Cu siguranță, cu siguranță. Așa. Spune-mi, te rog, ce te-a îndemnat pe tine să te apuci să scrii și să pui experiențele din cabinet în aceste două volume? Am două răspunsuri. Întâi, mi-am dorit dintotdeauna să scriu. De mică am cochetat cu scrisul, dar prinsă în vâltoarea vieții m-am și pierdut de harul acesta, dar am rămas cu un fel de dor, cu un fel de speranță, dorință. Citeam și atunci când îmi plăcea foarte tare ce citeam, mă gândeam așa aș fi scris și eu. A trecut mult timp până când au trecut vreo 20 de ani de fapt. Prin liceu m-am oprit din a scrie și 20 de ani mai târziu, după o tabără de dezvoltare personală, ceva s-a mișcat acolo și am revenit la scris. Deci dorința de a scrie a fost permanent, o permanență în viața mea. Dar subiectul pe care l-am abordat în această carte și ideea de a vorbi despre terapie, despre terapia de cuplu, mi-a venit din viața profesională, din faptul că oamenii veneau în cabinet cu așteptări prefabricate. Ei aveau o idee despre ce ar trebui să fac eu și ce ar trebui să se întâmple în cabinet. Și asta mai mult ne încurca. Și m-am gândit că o să scriu o cărțulie mică, mică, mică. Mi-am imaginat-o mult mai subțirică eu inițial, să fie ușor de citit și de bărbați și să-i pregătească cumva pentru ce urmează să se întâmple în cabinet, să fie mai realiști, să zicem. Ce așteptări au bărbații în cabinet? Bărbații se așteaptă să fie puși la colț, să trebuiască să-și dezvăluie părți din trecut pe care ei nu vor să le scoată la lumină. E de rău, pentru ei e de rău. Se simt aduși, se simt forțați să vină și unii spun franc din prima ședință că nu le face plăcere să fie acolo și că au venit doar așa ca să, eventual, să își rezolve problemele partenera lor.
Deci, practic, ei sunt trimiși de soții. Sunt aduși de soții. Eu mă refer acum la terapie de cuplu. Uh-huh. Bărbații care vin în terapie individuală vin mai asumați. Nu vine nimeni pentru el trimis. Deci, practic, soția vrea terapie de cuplu, da, așa cum începe și cartea, da, că am prins din ea, ci l-aduce târât cumva pe bărbat. Cam așa. Cam așa. Uite, știi ce aș vrea? Eu n-am fost niciodată la terapie de cuplu, deși, uite, vorbim foarte mult în podcastul ăsta de terapiile de cuplu, am început să înțeleg mai mult, noi mai am fost individual, uh-huh. am fost, îi mulțumesc Adelei, m-a scos din, eram într-un clinic și personal cât și de cuplu, dar cum funcționează, ca să fim expliciți să vadă și bărbații, cum funcționează acest parcurs al terapiei de cuplu? Terapia de cuplu are parte de evaluare în care vedem unde se blochează ei. Da? Asta înseamnă istoricul lor de viață în comun. Și sigur, ne uităm cum funcționează emoțional, cum funcționează sexual, ce evenimente dificile au avut, ce răni au căpătat împreună din interacțiunea comună. Dar ajungem să lucrăm și istoricul de viață al fiecărui, așa cum am fi făcut într-o terapie individuală, pentru că, de fapt, strategiile de a face față conflictelor sunt dobândite mult mai devreme, da? În copilăria mică. Și alea trebuie schimbate. Da. Ori până nu le conștientizăm pe acelea, până nu înțelegem că noi ne certăm cu partenerul, dar de fapt ne cam certăm cu părintele din spate, da? Nu, ne pierdem în circularitatea negativă, în faptul că ne acutizăm unul pe altul. Eu folosesc metafora dulăului și ariciului ca să explic tocmai aceste strategii. Dulăul este cel care latră neregulile, e cel care le vede primul, e rănit de altă dată și rămâne cumva vigilent, se așteaptă la rele și are o intenție pozitivă în încercarea asta să semnaleze din timp, să repare din timp, doar că modalitatea prin care o face este una care îl închide pe arici, îl face să se bage sub acele lui. Și el are intenții pozitive. E modul lui în care încearcă să mențină pacea, el fiind îngrozit de ideea de conflict. Pentru el, conflict egal despărțire. Da, da, uite, nu m-am gândit la metafora asta și mă gândeam în timp ce o explicai, mă gândeam în perioada aia când eu eram dulăul și soția ariciu. Da, e foarte bună, foarte bună metafora, îmi place cum sună. Și acum v-ați mai schimbat rolurile? Bă, dulăul nu prea mai e dulău așa, știi că eu mergând la tot felul de terapie, am încercat multe. De asta mi-am și permis să aduc aici invitați care pot crea un dialog. De altfel, a venit către mine, asta fac o paranteză, sunt foarte deschis să primesc oameni aici, dar este important ca eu să fiu destul de la zi cu tipul acela de terapie încât să pot să creez un dialog. Și cineva mi-a trimis un mail că vrea să vină, m-am uitat peste zona aceea, nu o cunosc și nu prea pot să, să fac asta, că n-aș stăpâni termenii de acolo și mă depășesc. Eu am avut de lucrat foarte mult la copil, exact cum ai spus, copilăria mică. Și încă mai am, da, mai vin, știi, le-am mai umblat la ele, am mai strâns 2-3 șuruburi, știi, ce bine, acum sunt top, se duc înapoi acolo și după aia vin, fuga, stai că mai avem mai multe, da. Revenind la tine, începând să citesc cartea, pe care o să te rog mai târziu să ne-o detaliez mai mult, eu am deprins un termen nou, pe care nu l-am auzit până în prezent. Că în relația de cuplu există al treilea personaj. Și aseară, pe la vreo la 2, citeam cartea și îl căutam prin casă, sincer să fiu. Zic, băi, Cristina e sus, eu sunt jos, unde e al treilea personaj? Te rog să-mi explici metafora asta. Al treilea personaj este
noi, conexiunea dintre noi doi. Și ai dreptate, noi am putea să fim la distanță fizică unul de celălalt și totuși să avem vie conexiunea asta. Tot așa cum am putea să fim unul lângă altul sau în același pat chiar, uh-huh, și conexiunea asta să nu existe. De aceea îl fac vizibil ca un personaj în sine pe noi și încerc să educ atenția față de noi, întrebând cuplurile întotdeauna, așa începe orice ședință de terapie de cuplu la mine, ce mai faci tu, ce mai face noi. Ce mai faci tu înseamnă să te uiți puțin în interiorul tău, nu să-mi spui un bine sau puteam și mai bine, astea sunt răspunsurile noastre clasice, ci chiar să fac un fel de search interior, ok, cum e în corpul meu acum, în clipa asta, și să dau răspunsul pe care mi-l spune corpul. Care poate să-mi spună că sunt obosit, poate să-mi spună că am energie, da, care poate să-mi spună că mă entuziasmează ceva, că am speranță cu privire la ceva. Deci, iată, întrebările mă duc spre emoțiile mele și spre senzațiile mele corporale. Există un al treilea personaj în relația de cuplu. Explică-l, te rog. Este despre conștiența gradului de intimitate emoțională sau fizică. Sau și. Să mă uit tot timpul cum stă relația noastră, cum este ea. Dacă nu ne-am mai conectat în ultimul timp, dacă suntem bine unul cu altul, dacă am rămas supărați, deși noi zicem că am terminat cearta de aseară. Da? Ăsta e noi. Da, frumos. Există, de fapt, sigur, probabil există, așa o văd eu, dar te întreb, conexiunea asta să nu fie totală, adică în relația de cuplu tu să fii conectat cu partenerul pe, stai să luăm mâncare, da, pe chestiile de casă, pe chestiile de vacanță. Aia nu e conectare. Aia nu e conectare. Aia e cum pot să nu fiu conectat nici cu mine. Pot să fiu roboțelul de care vorbești tu, care își face treaba perfect la job, dar nu e conectat cu corpul lui. Când întreb cum se simte, nu știe cum se simte. El trage în continuare. Așa a fost el învățat să facă și îi merge bine că ajunge, primește lauri pentru treaba asta profesională, da? Dar conexiune cu tine înseamnă, repet, să poți să-mi spui când te întreb cum este corpului tău. Și să o faci, să faci această căutare interioară cu responsabilitate, nu să te uiți pe suprafață. Să te uiți cât poți de profund la senzații și emoții. Uh-huh, uh-huh. Ok. Fac o paranteză. Gazda noastră este Mirengo, un showroom extraordinar de frumos. Vă invit să veniți să-l vedeți în Nicolae Titulescu, numărul 119. O să vedeți decorațiuni interioare, paturi la comandă, ceva splendid. Îi mulțumim pentru găzduire. Iar pentru privitori, avem 3 cărți pe care le oferim cadou pentru cele mai apreciate comentarii. O carte pentru YouTube, una pentru Facebook și una pentru TikTok. De altfel, vă rog, lăsați comentarii cum vi se pare episodul, chestii de genul ăsta. Cine vrea să mai vină pe aici, cineva a spus de Ion Bucur, o să-l caut pe Ion Bucur să-l aduc. Și stați până la capăt, că e o emisiune, un episod interesant. Conexiunea, dacă nu există conexiunea cu mine, sunt șanse să existe conexiunea cu partenerul de cuplu? Nu prea. Nu prea sunt șanse. Mm-hmm. De asta prima mea întrebare este ce mai faci tu? Cum ești tu? Nu pot să fii atent. Uneori suntem atenți la... aricii fac asta. Uneori aricii rămân foarte atenți la dulăi pentru că dulăii sunt cei care dau culoare relației. Și uite, când pun eu o întrebare de început și întreb cum, ce mai facem noi, aricii se uită la dulăi. Dacă dulăul e bine, suntem bine și noi. Dacă dulăul e supărat, înseamnă că noi nu suntem bine. Putem să-i spunem un soi de... E ca și cum mă uit la jumătate de relație, de fapt. Uh-huh. Da? Cât timp nu mă uit și la mine, nu am povestea completă. Ok, da, foarte interesant.
Putem spune că un arici, așa cum mi-ai spus tu, nu-și cunoaște nevoile personale? Da, pentru că și nevoile, ca și emoțiile, ca și senzațiile astea corporale, țin de partea de vulnerabilitate. De obicei, aricii vor să fie puternici și raționali și cu soluții pentru probleme și asta îi face să rămână în partea de reactivitate mai degrabă decât în zona asta de vulnerabilitate. În general, tu mi-ai spus că ai fost cel puțin dulău. În general, femeile sunt dulăi. În 85% din cazuri, ele sunt mai vigilente, mai atente la relație și mai reactive. Iar aricii sunt cei care, spuneam, sunt focusați pe rezolvarea problemelor și pe rațiune. Uh-huh. Bărbații fac asta cel mai des. Nu înseamnă că nu există și situații pe invers sau că, nu știu, cuplurile de homosexuali nu au și ele această polaritate. Și acolo avem unul mai dulău și unul mai arici. Da, eu mă gândeam la dulău, înseamnă că posibil să mă fi categorisit eu greșit, în sensul în care eram foarte gălăgios, latram mult. Posibil. Dar cartea asta, în primul concediu, sigur, dacă nu o citesc până atunci, sigur o iau cu mine. De fapt, iau ambele volume, sunt două volume. Ok. De ce ai afirmat că vulnerabilitatea doare? Doare la fiecare dintre noi vulnerabilitatea. Și noi răspundem la asta cu reactivitate. E mai ușor, de exemplu, să mă înfurii decât să spun ce mă doare, cât de tare mă doare ceea ce faci tu. E dintr-o poziție mai de putere. E mai ușor chiar pentru mine și corpul meu să mă enervez decât să sufăr. Și într-un exemplu palpabil prin care am trecut, din copilăria mică, așa ai spus, da, sună bine, din copilăria mică am avut o mamă foarte dură. Eu sunt copilul cu trei mame. Și doamna respectivă m-a învățat într-un fel să fiu foarte ordonat. Partenera mea de cuplu, nu. Și atunci pe mine mă durea treaba asta, știi? Bă, nu e o ordine. Eu pentru ordinea aia am fost pedepsit în copilăria mică. Așa că aveai tendința să pedepsești. Da. Și pe mine mă durea, știi, dar aveam tendința, bă, nu se poate, și începeam și strigam și tot felul de chestii de genul ăsta. Cum putem noi să punem în discuție cu partenera durerea asta fără să fim atât de agitați și de reactivi? Vezi, Florentin, noi ne alegem partenerii, în primul rând că alegerea este inconștientă, dar îi alegem exact pe invers decât suntem noi. Deși credem că asemănările sunt cele care ne aduc împreună, la nivel inconștient e o potrivire a diferențelor. Avem nevoie de extrema cealaltă, tocmai pentru ca noi să creștem și să tolerăm și partea cealaltă, să ne dezvoltăm și partea cealaltă. Suntem învățați să ne privim ca având calități și defecte, când de fapt oricare dintre trăsăturile noastre sunt resurse ale noastre. E o resursă în a fi ordonat, dar este o resursă și în a fi dezordonat. Asta nu înțeleg. Hai că ți-o explic. Te rog. Dezordinea înseamnă haosul din care naște creativitate. Aici îmi vine să-ți dau și un exemplu, să mă crezi mai ușor. Când fata mea avea, nu știu, 9-10 ani, pe biroul ei era o dezordine îngrozitoare, pe care eu, ca și tine, o toleram foarte greu. Era o dezordine cu vârf. Da. Da? Deci imaginează-ți că erau de toate pe masa asta, și haine, și cărți, și caiete, și de toate. Și totuși, pentru ea, aia era un fel de lumea ei, la care avea dreptul. Și ajunsese să-și facă temele undeva într-un colțișor de masă. Da? Deci nici caietul nu intra întreg acolo. Pentru mine, ca mama, a fost foarte greu de tolerat. Îmi doream o fată ordonată.
Norocul a fost că eram deja psiholog și că am citit despre ordine și dezordine și despre faptul că ele, că dezordinea este în foarte mare legătură cu creativitatea și fata mea este și a fost întotdeauna foarte creativă. Picta foarte frumos, cânta la pian foarte emoțional. N-aș fi vrut să iau asta. Și am început să privesc caracteristicile astea ca fiind în neregulă când sunt în extreme. O ordine extremă poate fi compulsivă, obsesiv-compulsivă, da? Un OCD. O dezordine, sigur, extremă, e un haos care poate avea și un corespondent cerebral. Deci poți să și nebunești de o dezordine exterioară care strică și ordinea interioară. Altfel e firesc să oscilăm pe axa asta dezordine-ordine tot timpul. Să putem face față dezordinii, să zicem, într-o dimineață în care avem chef doar să fim, să ne jucăm. Da. Să nu facem treabă. Deci, iartă-mă, nu știu dacă te întrerup. Așa cum v-am obișnuit eu, intru în filmul meu și al meu și al celor din jur și consider că asta ajută în crearea punții dintre oamenii care le frică să meargă la terapeuți și terapeuți în sine. Ăsta e scopul podcastului, primul scop. De a face puntea asta dintre oamenii care zic, o, și uite cât de ușor, numai vocea ta blândă. Uite, aici ne asemănăm foarte tare, pentru că cărțile mele sunt scrise exact cu acest scop. Să fac mai vizibilă terapia și mai să nu mai fie un upuhuhu. Da. Uite ce se întâmplă în terapie. Uite de ce fugiți. Se întâmplă în momentul în care există un conflict între cei doi. Păi are legătură cu ce vorbeam mai devreme. Conflictul dintre cei doi vine chiar din aceste diferențe. Exact cum i-ai dat tu exemplul ăsta. Ordinea și dezordinea au fost un subiect de conflict între tine și partenera ta. Da? Este foarte greu să acceptăm diferențele dintre noi, deși, cum spuneam, exact ele ne-au pus împreună. Și lecția pe care am avea-o de primit ar fi să vedem beneficiul din jumătatea cealaltă, aia pe care nu o tolerăm. Da? Și exact asta să ne facă mai flexibil și, până la urmă, să ne facă mai mult, adică să ne facă să avem chiar acces la cealaltă jumătate, la cealaltă resursă, aș spune. Uite, de exemplu, furia, poate e mai ușor un pic să vă explic pe calm furie. Așa, la prima vedere, sigur, social este acceptat să fim calmi, cât mai zen. Și aricii par liniștiți acolo în banca lor, că ei nu prea discută despre ce-i doare și ce-i supără, da? Și furia este inacceptată social, da? Totuși, fără furie, suntem victimele perfecte. Fără furie nu sesizăm ce e nedrept față de noi. Nu luăm atitudine. Suntem supuși. Deci avem nevoie de furie. Nu putem fără ea. Furia ne ajută să punem limite. Aici sunt eu. Aici vreau ca lucrurile să fie așa. Cum ar veni? În noua mea familie. Vreau ca lucrurile să se întâmple așa. Așa că, mamă, tată, în familie, voi cu familia voastră nu veniți peste noi. E nevoie să am furie față de proprii părinți ca să pot să-mi clădesc propria familie. Altfel, cu grija de a nu-i supăra pe ei, cu interdicția de a mă înfuria pe ei, nu o să las să se întâmple țara mea. Asta cu noua mea familie. Ce impact are căminul comun cu părinți într-o relație de cuplu? Dacă să pleci sau să nu pleci de la părinți? Nu, faptul, da. N-ai țara ta. În modul în care sunt gestionați banii, dacă fiecare e cu portofelul lui și nu există și un portofel comun, un buget comun, da? Dacă rudele vechi au un cuvânt prea puternic de spus și am întâlnit cazuri în care hotărau dacă se fac sau nu copii. Sau cum anume să decurgă nunta. Foarte mulți oameni vin la terapie pentru acest conflict. Se bagă părinții în cum vor ei să se întâmple nunta copiilor. Și copiii
deși parcă vorbesc între ei și stabilesc ceva, se strică tot atunci când apar și ceilalți la discuție. Da? Practic, eu înțeleg că nu este sănătos să locuiesc cu părinții după ce m-am căsătorit. Sigur, pot lua un ajutor un timp până mă ridic un pic, dar nu este un mod de a trăi cu părinții, nici ca individ, nici ca cuplu. E nevoie să îmi iau zborul, să fiu în casa mea, cu banii mei, cu familia mea și ele, repet, să aibă o graniță, să am o țară a mea. Da, foarte bună metafora ta cu o țară și îmi place foarte mult cum merge discuția. Eu m-am mai calmat. Cred că o să mă îmbunătățesc și mai mult relația după acest episod. Să ne întoarcem acolo, în cabinet, când apare conflictul între cei doi. Cum gestionezi tu ca terapeut? Că, nu știu, eu îmi imaginez, n-am fost, dar mă gândesc că soția îl trage acolo pe partener și începe și zice, da, nu mă iubește, nu, da, uite, nu, a montat priza aia, stă priza aia acolo de 3 luni de zile. De cele mai multe ori, unul dintre ei spune toate neregulile și celălalt nici nu crede că mai are vreo șansă să-l cred eu. Da? Așa că nici nu mai face efortul să-mi spună și varianta lui. Da? Sau pot fi mai dulăi, mai spre dulăi amândoi și să intre unul peste altul, să nu se lase să-și ducă ideile până la capăt, pentru că nu e așa, nu spune cum trebuie, minte, stai să spun eu cum e. Când de fapt, uite așa arată noi ăla, cu 2 jumătăți, cu 2 povești, când de fapt eu sunt capabilă să aud fiecare poveste fără ca niciuna să n-o nege pe cealaltă. Și încerc să le creez și lor această viziune. Ei vin cu, ok, dacă doare pe ea ceva, înseamnă că eu am fost rău și n-am făcut ce trebuia. Vinovăția. Da? Sau dacă terapeutul a auzit povestea unuia, înseamnă că gata e de partea lui și celălalt nu mai are șanse, nu mai e credibil. Când, de fapt, relația înseamnă aceste 2 pagini, aceste 2 povești. Și eu le ascult pe amândouă și le cred pe amândouă. Pentru că eu nu caut o realitate obiectivă. Eu caut 2 realități subiective care, adunate, îmi dau relația, mi-l dau pe noi ăla. Uh-huh. Da? Așa îl mirosim pe noi. Dacă ne-am certat și toți ne certăm, Nu vreau să credeți în, nu știu... Te ceri și tu un pic în carte, dacă... Mă cer și eu și de-aia dau exemplul meu de la primele pagini, da? Ca să nu creadă lumea că eu sunt undeva pe un piedestal și mie nu mi se întâmplă lucruri și ceea ce încerc să arăt e cum ies din certurile alea. Și vă spun acum că nu e niciun secret. Faptul că, ok, nu atunci, într-o ceartă suntem un dulop și un arici, sigur. Uh-huh. Intrăm în reflexele noastre vechi, tocmai pentru că iubirea este o nevoie de bază a fiecăruia dintre noi și ne doare teribil să ne simțim neiubiți, să percepem de fapt neiubire. Da? Și răspundem, ori nu mai vorbesc cu tine deloc că mi-ai făcut asta, ori strig la tine și te fac ou și cu oțet. Dar dacă după aceea ne găsim momentul în care să ne povestim sufletele, eu îți spun ce s-a întâmplat cu mine de am făcut atât de urât. Eu îți spun ce s-a întâmplat cu mine de n-am vrut să mai vorbesc deloc. Cele 2 povești adunate dau această conexiune, acest sentiment, m-a auzit, m-a înțeles, i-a păsat de ce mi se întâmplă și asta s-a văzut prin faptul că povestea mea a avut loc în sufletul lui, a avut... Și a găsit un loc în sufletul lui, oricare el. Mm-hmm. Da? Și asta e o treabă reciprocă. Deci nu se poate... De cele mai multe ori, cuplurile zic că încep să facă progrese pentru că dulăul începe să fie auzit de arici. Dar nu am ajuns încă la un noi acolo. Un noi avem când amândoi își spun povestea. Dacă vreți, se mai temperează dulăul, reușește să se povestească într-un mod rezonabil, așa încât să nu-l închidă pe celălalt, iar ariciul își descoperă și el propria poveste. Wow. Deci înțeleg din ce în ce mai mult de ce ai ales dulăul și arici. Dragii mei, câștigați cartea asta, puneți-vă un comentariu acolo, un comentariu care să primească like-urile altor oameni sau dați-vă exemple.
din viață și ce vă rog, comentați, puneți întrebări și follow. Dacă nu dați follow, vă dăm noi. Revenind. Deci, practic, dulăul ăsta îl face de așa natură, din nevoile lui neacoperite, ca ariciu să se închidă. Pentru că nu-și deschid sufletul. Wow, deci asta e fascinant. Deși dulăul vorbește foarte mult despre el, nici el nu reușește să-și deschidă sufletul. Să-și deschizi sufletul înseamnă să nu iei pe nimeni de guler. Înseamnă să vorbești despre tine și durerile tale. Și când faci asta, te prinzi că nu vorbești doar despre întâmplarea de azi. Tu, de fapt, vorbești de o rană mult mai veche. De ceva ce n-ai primit și altă dată. Și să te concentrezi pe asta, pe rana ta, înseamnă să fii vulnerabil. Da? Acolo unde, nu știu, vreau să te conving pe tine ce rău ești, ce prost crescut, ce nesimțit, da? Nu vorbesc despre mine, eu nu-mi recunosc, de fapt, rana profundă și nu vorbesc despre ea. Da. Da, uite, ai șanse să afli lucruri sau răni despre partenerul de viață după foarte mulți ani. Da. Spune-mi, te rog, terapia de cuplu începe întotdeauna cu amândoi? Sunt și pot fi și mici ședințe individuale, recunosc că eu le fac rar, pentru că eu cred că e nevoie să fie martor și la ședințele care îl privesc doar pe unul dintre ei, să fie și celălalt martor, pentru că doar așa înțeleg ce-l doare și ce nevoie are și cum anume să-l ajut. Da? Dar uneori, să zicem că mă întâlnesc un doliu legat de un părinte. Da, am un exemplu acum care îmi vine în minte, o persoană care și-a pierdut mama la 20 de ani. Sigur că acolo e o rană fantastică și dacă eu constat că nu s-a făcut dezlipire acolo, că nu a rămas loială mamei și în suferința asta care nu o lasă să se bucure de prezent și de relația pe care o are, da, atunci chemă și la terapie individuală niște ședințe. Da. Dar altfel, de exemplu, când fac istoricul personal, eu îl fac în prezența celuilalt partener, pentru că consider că are o legătură foarte mare cu interacțiunea dintre ei, cu conflictul lor și că dacă nu-și cunosc istoricul și nu e nevoie să înțelegi doar faptele. E nevoie să primești în sufletul tău trăirile celuilalt și să le poți susține emoțional. Cumva e ca și cum, prin faptul că e acolo prezent, partenerul nostru ne e un părinte reparator. E un adult care poate să țină emoțiile noastre de copii. Tot așa cum atunci când mă cert cu partenerul actual, eu fac ce n-am putut să fac cu părintele. Da. Îmi arăt sufletul cum părintelui, nu i l-am arătat, că n-am vrut să-l încarc că era săracul, eu știu ce probleme avea. Să certa și așa mama cu tata. Cum puteam să-i mai spun eu ce pățeam eu? Da? Sau nu m-ar fi înțeles. Strigam, făceam scandal, dar mă pedepseau. Mă închideau în casă să nu ies să mă întâlnesc cu prietenii. Deci faptul, eu ca bărbat am avut o perioadă în care am fost foarte furios pe tata. Cum furia mea pe tata, cum se reflectă în relația de cuplu? Păi mi-ai spus deja că ești mai degrabă dulău sau că ai fost mai degrabă dulău în relația ta, da? E ca și cum în noua relație găsim o portiță să exprimăm furia față de părinte, da? E mai dintr-o postură de la egal la egal față de cum se simțea copilul în raport cu tata. Acum cu partenera îmi permit să exprim furia aia și va fi ca și pentru celălalt. Dacă n-am avut o relație în copilăria mică cu mama, cum se manifestă acest lucru în relația mea de cuplu? Păi se poate să fi lipsit partea asta emoțională. Da? În general, mama, o femeie, este cea care ne învață să vorbim despre ceea ce simțim. Acum te simți trist sau eu cred că acum ești trist. Povestește-mi ce ți s-a întâmplat, da? Și să vină să valideze această emoție. E firesc să fii trist dacă ai pățit asta. Și te alin pentru asta. Te țin în brațe,
am grijă de tine, ascult ce ai pățit. În general, mamele sunt principalii noștri coreglatori. Sigur că ideal este să poată face și asta și tata, pentru că altfel, dacă sunt fată, înțeleg că bărbații nu sunt, nu ne pot iubi în felul ăsta emoțional, nu ne pot asculta, da? Iar dacă suntem băieți, înțelegem că noi nu trebuie să fim vreodată, pentru că vrem să fim ca tata. Uh-huh. Să fim așa detașați, raționali, ca el. Da? Avem nevoie ca și tata să ne asculte emoțiile, dar primul om din viața noastră ar trebui să fie mamă și ar trebui să fie mai pricepută la asta. Mama chiar are mai multă oxitocină, are hormonul ăsta al apropierii. Și atunci eu mă aștept ca ea și să-și asculte emoțional copiii și să își poată ajuta partenerul. Da, uite, aici nu știu dacă sar din subiect. Odată cu explorările mele în toate terapiile și Muntele Athos și intenționez să ajung și pe la Vipassana. Nu știu cum o să stau 10 zile acolo, dar văd eu. Mi-a spus, vin oameni către mine și mă vorbesc, femei, bărbați. Și mi-a spus la un moment dat o doamnă, eu nu știu cum să-l îmbrățișez, cum să-l iubesc, cum să îl alint, poate, pe bărbatul meu. Păi, Florentin, dacă ni s-a făcut asta, noi, odată că am învățat să ne lăsăm corpurile să fie îmbrățișate, să ne lăsăm emoțiile să fie văzute, da? Dacă am fost copilul ăsta pe care mama l-a ținut emoțional. Dar în același timp învățăm de la părintele ăsta cum să facem asta. El ne este și model. Deci vom putea ulterior să facem asta și cu partenerii noștri. Spuneam mai devreme că mă aștept ca partenerul cu inteligență emoțională mai mare să poată îl poate învăța și pe celălalt și să-și asculte emoțional copiii, dar și prin faptul că îl asculte pe el, să fie acest părinte reparator. Da? Ok, nu m-a ascultat mama, nu m-a ascultat tata. Dar acum, pentru că partenera mea îmi permite să mă deschid, mă încurajează să mă deschid și să vorbesc despre ceea ce simt, se întâmplă creșterea aia, reparația aia. Câți dintre oameni în relația de cuplu sunt deschiși, așa cum spui tu? Eu cred că toți ajungem la conflict pentru că toți am fost răniți. Chiar și, nu știu, dacă am ales această profesie, ea nu-mi garantează că eu sunt rezolvat. Chiar dacă îmi fac parte de dezvoltare personală, de fapt, eu cresc cu adevărat emoțional atunci când reușesc să-l am pe noi ăla, al treilea personaj în relația mea de cuplu, când reușesc să am discuțiile astea intime, asta este reparator față de ce s-a întâmplat inițial. Până la urmă e ca pe modelul Bibliei cu izgonirea din rai. Inițial, copilul mic pare buricul pământului, se uită părintele la el cu foarte mult drag, nu e certat că se împiedică atunci când merge, ci din contră, susținut, ajutat să meargă. Plânsul lui nu reprezintă o problemă, e luat în brațe imediat și alinat. Ăla e raiul. Dar se termină. Se termină. Părintele începe să se supere că n-ai luat nota care trebuia, că ce ești așa plângăcios, că se termină chiar mai devreme, când părinții hotărăsc, copilul e normal să plângă. Nu-l învăța prost, nu-l lua în brațe. Da, nu-l pupa decât în somn. Și se întâmplă lucrurile astea și azi, la unii. Și asta cu nu-l pupa, nu-l lua în brațe, se transferă ulterior în relația de cuplu. Poate să însemne și n-am fost obișnuit să fiu luat în brațe, mi se pare aiurea, nu tolerez apropierea. Mă deranjează să vii prea peste mine. Da? Sau mi-a lipsit întotdeauna, că nu știu niciodată pe care variantă mergem, da? Sau mi-a lipsit întotdeauna și sunt înnebunit să facem sex, să mă țin brațe, să fim, să compensez tu. Deci, practic, eu ca bărbat, dacă am o nevoie excesivă de sex, este pentru faptul că eu n-am avut emoțional în copilărie. Dacă mă duc într-o extremă, da. Da. Da? Cum spuneam, uite, de ce mă duc excesiv pe ordine? De ce mă duc?
da, și nu e flexibil. Să pot să trăiesc, nu știu, astăzi că s-a îmbolnăvit copilul, să ne ocupăm de copil și să putem să nu facem sex azi. Uh-huh. Da? Dar se întâmplă ca celălalt să ia foc, ca celălalt să aibă această dependență, pentru că a fost, este singurul mod în care el validează relația. Numai așa se simte el iubit. Da. Și când ascultăm două povești, va veni și celălalt să spună, pentru mine e prea mult. Uh-huh. E foarte jenant pentru celălalt să vină să spună în terapie, mă las în ceva care ajunge să nu mai îmi placă pentru că e prea mult. Povestesc în volumul 1 de un caz legat de vacanțe, uh-huh, dar se suprapune și cu povestea asta cu sexul. Eu n-apuc să-mi doresc o vacanță, că nu ne-am întors bine din vacanță și ea deja face planul pentru următoarea. Da? Și pentru mine au ajuns să fie obositoare vacanțele astea și nu motive de bucurie. La fel și cu sexul. Dacă unul vrea dimineața la prânz și seara, pentru celălalt devine un calvar, nu mai e o plăcere. Ori când ascult două povești, când întreb două corpuri, ție cum îți e, constatăm că până și ăla compulsivul nu este într-o conexiune cu celălalt. Conexiune cu celălalt înseamnă, nu știu, să-l miros, să-l gust, să fiu foarte prezent în actul ăla, nu pe repede înainte să-mi satisfac nevoia. Tot așa cum să ascult povestea celui care se lasă în asta de dragul relației, care dar care nu mai se lasă în întâlnirile astea sexuale prea dese, de dragul relației, dar el de fapt nu mai e prezent, el nu se mai bucură, el îndură de fapt ceva. Să ascult povestea înseamnă să reușesc să țin cont de el, eu fiind partenerul celălalt. Da? Dacă am tot timpul în minte și ce se întâmplă în corpul meu și ce se întâmplă în corpul celuilalt, și când spun asta, mă refer și la emoții, mă refer și la senzații corporale, da? Deci iată, și sexualitatea și emoționalitatea, afectivul, sunt două fațete ale aceluiași lucru. Abia atunci ne dă un tot, da? Ca să termin. Sexul este o modalitate de validare a prezenței în relație? Și sexul este, așa este, da? Și emoția și întâlnirea fizică sunt fațete ale lui noi. Îți vorbeam de intimitate emoțională și intimitate sexuală. Sau afectivă, că nu doar sexul. De exemplu, cei care vor sex compulsiv nu vor îmbrățișări, ce salea, ce mai trebuie să ne mai pupăm. Nu, întâlnirea fizică are foarte multe nuanțe și se întâmplă de multe ori să nu vrea unul dintre parteneri întâlnirea sexuală pentru că nu primește celelalte forme de întâlnire fizică. Să mă îmbrățișez, să mă mângâi când ceva nu-mi iese. De unde știm ce are nevoie? Păi de la răspunsul la întrebarea cum ești tu. Nu știm. Exact asta îi invit să facă. Până nu ne povestești tu ce e în sufletul tău, noi nu știm. De multe ori ne supărăm, dacă m-ar iubi, ar ști cum să mă iubească. Ar ști ce să-mi dea. Da? Nu. Nu e așa. Doar o mamă poate să se prindă ce fel de plâns are copilul. Dar o mamă e în fuziune cu copilul. Atunci, în primii ani de viață, e un firesc fuziunea de început. Tot așa cum în îndrăgostire suntem în fuziune unul cu altul și e un firesc acolo. Dar după aceea mai întoarcem și la restul lumii. Mai întoarcem și la, nu știu, facem copii, avem joburi, avem și alte treburi și e firesc să ieșim din fuziune și să intrăm în cea de-a doua etapă, care e asta a diferențierii, în care stabilim cele trei elemente. Eu, tu și noi. Ce punem la comun, ce înseamnă fiecare dintre noi. Și avem pasiuni diferite, avem joburi diferite, avem emoții diferite, avem nevoi diferite. Pentru a crea sau pentru a vede al treilea personaj, este bine să observăm cum suntem noi și apoi să împletim cum e și celălalt cumva. Să adunăm. Și povestea a doua. Să o ascultăm și povestea a doua. Să o validăm și pe cea de-a doua. De genul aud cum îți e ție, n-a fost intenția mea să-ți fac asta, să zic, pentru că de cel mai multe ori asta ne face să nu reușim să-l auzim pe celălalt.
celălalt se vaită de ceva ce parcă nu i-am făcut eu. De parcă e prea văităcios sau închipuit, da? Dacă eu iau în serios plângerea aia și mă prind că percepția celuilalt poate avea legătură și cu rănile lui de dinainte de mine și sunt dispus eu să-l țin ca și cum sunt părintele ăsta reparator, da? Atunci de asta mă ajută istoricul, să înțeleg istoricul. Atunci e mai posibil să ajung și să-l susțin în emoția asta, să merg pe validarea emoției, empatie pentru ceea ce trăiești tu. Validarea e mai degrabă la nivel cognitiv. Da, practic tu îmi spui că... Și chiar alinare, da? Deci am fac ce n-a făcut părintele. Practic îmi spui că în momentul în care partenera de viață îmi reproșează că n-am pus vasele în mașina de spălat, eu ar trebui să fiu atent și ce înseamnă asta de fapt pentru ea. Da. Dincolo de relația noastră. Da, dar asta presupune și ea să-mi povestească. Da? Și nu să-mi strige, ci să-mi povestească cum e pentru ea, să aibă mereu această responsabilitate. Da? Ca și cum ea e treaba ei. Probabil că ea a mai trăit asta. O corvoadă era doar a mea. Celorlalți parcă nu le păsa de chestia asta. Lăsau pe umerii mei totul. Acum să mă ierte Cristina ta, dar mașina asta de spălat vase a salvat multe discuții. Da, în sensul în care ea a venit cu ceva legat de vasele alea de acolo și eu m-am prins târziu, nu mi-am dat seama. Da, e foarte mișto. Uite, aici vom trece și prin zona sexuală și pe nevoile, e un subiect pe, așa mi-am propus cu tine, pe nevoile care duc partenerul sau femeia sau bărbatul către amanți. E important că am prins un pic și pe acolo cu primul caz, dacă nu mă înșel. Însă am o întrebare. Ai afirmat mai devreme. Cum mă bucur de relația pe care o am? E bună întrebarea, pentru că răspunsul vine de la cum mă bucur de viață, de fapt. Vorbeam la început de roboței ăia care își fac treaba foarte bine, așa au fost ei educați, să nu prea se uite la nevoile lor, dar să presteze. Și fac asta în continuare și în cuplu. Adică se așteaptă ca și aici să le fie validată treaba lor de la serviciu, da? Și să nu li se ceară altceva. Să nu li se ceară să fie emoțional, de exemplu. E un fel de a pune în stand-by plăcerea, bucuria vieții. Am fost educat să trag mai degrabă decât să iau pauze. Mă simt vinovat când mă opresc. Uite, eu mă dezvălui în cărțile mele, așa că mă pot dezvălui și aici. Eu am trăit foarte mult în postura asta a roboțelului și când am făcut a doua facultate, când am făcut psihologia, făceam depresie când ieșeam din sesiune, când se termina sesiunea. Deci, dintr-o dată să nu mai am treabă, să mă eliberez de partea asta care venea peste jobul meu de stomatolog și peste cei trei copii de acasă, însemna dintr-o dată o fereastră mare de timp și de libertate care efectiv mă speria. Mi-a trebuit mult să învăț să mă opresc, să învăț să mă bucur, să-mi dau voie la plăcere și este ceva ce se învață greu. Se învață greu și la clienții mei. Azi le încerc să îi inspir în direcția asta, să-i ajut să-și dea voie să se bucure de viață. Nu e ușor, pentru că tu ai fost validat, dacă tu ai fost validat chiar te-ai identificat cu doerul, cu cel care face lucruri. Da. Văd în jurul meu și odată cu acest podcast și dezvoltarea mea, am început să observ în jurul meu roboței. Deci nu le spuneam așa. Însă, într-adevăr, este nevoie de un ceva să ieși din rolul ăla de roboțel. Care ar fi, în opinia ta, primul lucru la care ar trebui să ne uităm? Copii. Să ne uităm la cum se joacă copiii, pentru că ei sunt marii
contemplativi, ai naturii, ai jocului. Ei când se joacă pot fi foarte prezenți acolo. Sunt fascinați de jocul ăla. Da? Noi suntem pe repede înainte, pe task-uri, repede să rezolvăm lucruri. A te uita la un copil te readuce în starea aia de observator și nu de permanent creator, permanent consumator al task-urilor, nu știu cum să spun. Da. Ne ajută să... Uite, eu am acum o nepoțică de aproape un an. Să trăiască. Și... Fie sănătoasă. Mulțumesc frumos. Și în... Iar... Task-urile mele sunt nenumărate. Sunt în continuare medic-stomatolog, sunt și psiholog, sunt și scriitor, am și cei 3 copii și acum și nepoțica. Da? Totuși, timpul destul de important care a apărut în viața mea cu ea, timpul cu ea, este unul care mă încarcă. E unul din zona asta de plăcere, de bucurie. Un copil e foarte prezent. Cu un copil... Vrei, nu vrei, devii și tu prezent. Te uiți la cât de fascinat este el de ceea ce face. Sau cum gustă ceva, sau cum are expresii faciale pentru... La fiecare secundă, îmi vine să zic, da? Pe acolo e drumul să mă întorc la bucurie, pentru că copilul este un model de cum se trăiește prezent în corpurile noastre, în contact cu emoțiile noastre, în contact cu senzațiile noastre corporale. Și sigur, acum depinde și ce faci cu ce faci copilul. Dacă iei în seamă toate aceste trăiri ale lui și le respecti, sau vrei să se șteargă repede, să nu cumva să plângă, ce dacă nu-i place, îi dăm în continuare să mănânce, da? Sau... acceptăm realitatea, prezentul pe care îl trăiește acest copil, așa cum este el. Da, și în felul ăsta putem să înțelegem un tipar. Și să ne permitem și noi să facem asta. Da? Să mănânc nu doar că, nu știu... Mi-e foame, ci să-mi dau voie să-mi placă ceea ce mănânc, să-mi aranjez frumos în farfurie, să mă bucur de momentul acela, nu să o bifez iute. Dacă mai am multă treabă încă. Da. Găsiți linkul celor 2 cărți în descrierea clipului. Așteptăm întrebările tot acolo, sfaturile, cum vi se pare. Ca să ne întoarcem un pic la problemă în cuplu, cum ne judecăm partenerul de cuplu? Păi tot din diferențele alea vine și judecata. Din faptul că nu tolerăm strategiile celuilalt. Pentru tine a fost o strategie ca să ieși din niște conflicte, să fii ordonat. Da? Pentru celălalt a fost o strategie să ignore ceva ce era prea intruziv pentru el. Da? Și avem reflexul ăsta de a judeca cum e celălalt și de a încerca să-l facem și pe el să facă ce facem noi. Da? Dacă eu sunt furiosul, o să zic... Nu mai fi așa, mămăligă, ia și tu atitudine, fă și tu ca mine, dă și tu cu pumnul în masă. Dacă invers, eu sunt mai degrabă ariciul, o să-ți tendem să nu mai iei așa în serios, să ignor lucrurile, convins că ce m-a ajutat pe mine te va ajuta și pe tine. Da? Față de atunci când ne uităm sub linie, zic eu, ca și cum e o linie între reactivitate și vulnerabilitate. Vulnerabilitatea fiind asta cu emoțiile profunde, cu senzațiile corporale, cu nevoile noastre. Dacă ascult povestea de dedesubt, atunci sunt mai mari șanse să tolerez și să nu judec. În reactivitate am judecată. Mă enervează că ești așa și aș vrea să fii cum îți spun eu să fii. Nu e ceea ce am pățit și acasă cu părintele. Nu avem nevoie exact de opusul acestui lucru, adică m-aș simți iubit dacă m-ai tolera, m-aș simți iubit dacă ai înțelege de ce fac eu așa. Sigur, asta înseamnă și să-ți spun eu povestea. Da. Să mă cunosc și să mă pot povesti. Aici este destul de
greu, am mai povestit asta, nu mai știu unde, să fii foarte deschis, în sensul, când mi-am făcut tatuajul ăsta prin 2018 ceva de genul, eram în aceeași cameră cu o doamnă care povestea următorul lucru. Mă, fetelor, fetele erau tinere. Eu când l-am luat pe bărbatul meu, ne-am luat, ne-am plimbat, ne-am tras-o prin hoteluri, am făcut, am dres, ne-am plimbat și după care am văzut că devine cam serios. Și l-am rugat să se așeze la masă și am spus așa, noi dacă mergem înainte, nu vreau să cărăm nimic ascuns din trecut. Uh-huh. Da? Eu am făcut asta, asta, eu am nevoile astea, asta. Ce frumos! Da? Pe mine mă enervează asta, asta. Să nu vii vreodată să-mi reproșezi că nu știu ce a apărut din trecutul meu, că s-ar putea să nu mi-amintesc acum tot, așa că dacă ai o întrebare trec să-mi o adresez. Deci eu când am auzit lucrul ăsta am zis, băi, wow, wow. Câți dintre oamenii aflați într-o relație fac asta? De obicei fac exact inversul. Da? Ascund. Ascund și nu o fac conștient. O fac inconștient. E, dacă vrei, nevoia asta de iubire și de relație, care e atât de puternică, încât inconștient noi, cum spuneam, ne arătăm doar asemănările cu celălalt, ne potrivim la nevoile celuilalt, îi garantăm că noi o să-i oferim ce nu i-au oferit cei de dinainte. Da? Dar vine și partea a doua. Vine și etapa asta a diferențierii, în care, da, e de avut această discuție. Uite cine sunt eu, uite cum fac eu lucrurile, uite ce nevoie am eu. Sigur, cum fac eu lucrurile e doar comportamentul de suprafață și acolo ar fi de făcut schimbări. Pentru că cum fac eu lucrurile e un răspuns la ce mă doare pe mine, la ce răni am avut eu altă dată. Da? Dar să vorbesc despre rănile mele, defectele mele. Eu am avut o astfel de discuție ca cea pe care ai povestit-o tu cu soțul meu la prima noastră întâlnire. Oh, ce de vreme, eram atât da. contrar obiceiului de care îți vorbesc, de obicei oamenii își arată asemănările și calitățile. Noi cumva eram atât de speriați că mai târziu am putea să le descoperim și celălalt să se simtă, nu știu, mințit, strădat că nu i s-au prezentat de la început, încât am vorbit despre defectele noastre la prima întâlnire. Sigur, aveam doar 20 de ani și pe vremea aia eram obsedați și de defectele corpurilor noastre, deși oricare dintre noi, când ne uităm în urmă, ni se pare că eram perfecți la 20 și că defectele au să venit ulterior. Dar Dan, am avut această discuție, uite cum sunt eu, uite ce nu cred că aș putea să-ți ofer. Această discuție de dezvăluire a nevoilor și a trecutului are sens și într-un moment al relației, când relația este dezechilibrată? Are sens, asta facem în terapie. Vorbim despre adevărul interior, ne arătăm într-un mod în care altcineva nu ne-a cunoscut și asta e intimitatea de care vorbeam, asta îl clădește pe noi. Ai spus mai devreme o chestie, uite, îmi trece acum prin cap. Practic, eu în relații, mă dau exemplu că nu. Da. Și pe mine, unele lucruri sunt de la mine, unele nu am nicio problemă de a expune lucrurile astea, cel puțin eu nu. Practic eu dacă am un comportament ca și tatăl partenerei mele, rămâne tot în rana aia, tot în lipsa emoționalului, a iubirii. Dar când ea îmi povestește, așa făcea tata și pe mine mă durea în felul acesta. Și eu mi-aș dori să primesc iubirea în felul ăsta, da? Această discuție care e mai degrabă una emoțională, vulnerabilă, decât una reactivă. Da. Da? Mă ajută și pe mine să schimb acel comportament. Noi nu suntem doar comportament. Comportamentul e coaja. Eu zic foaia de ceapă exterioară uscată. Uh-huh. Da? Mult mai jos sunt alte straturi ale personalității noastre, gândurile. În volumul 2 le descriu, îi spun casa sufletului, care are etaje și descriu fiecare din aceste dimensiuni. Și asta este ceea ce facem în terapie. Coborâm dintr-un nivel în altul și înțelegem personalitatea ca întreg. Și devine
mult mai pe înțeles de ce face ce face, ba mai mult, începe să poată fi deschimbat comportamentul, adică individul poate să-și schimbe, reușește să-și schimbe comportamentul atunci când chiar el înțelege ce e dedesubt. Da, practic el trece de efect și vede cauza, da, care cauza aia nu are nicio legătură cu el. Și când mă prind de cauză, mă prind de două lucruri. Odată care, ce nevoie am avut nesatisfăcută și acum învăț cum să cer asta, și apoi mă prind că nu mai sunt în situația aia atât de vulnerabilă din copilărie. Sunt într-o situație mai autonomă, într-o situație mai de putere, într-o situație în care nu mai sunt și nu mai pot cere, nu mai e nevoie să cer dependența aia ca de părintele de altă dată. Da? Deci ceva ce este firesc sau are nevoie un copil, nu mai are nevoie un adult. Dar eu s-ar putea să vin cu un comportament bâzâicios, să zicem. Plâng dimineața la prânz și seara. Pentru că pe mine nu m-a ascultat nimeni. Da? Deci învăț să cer ascultă-mă și nici nu mai e nevoie să mă plâng ca un copil de 3 ani pentru că folosesc altceva ca să-ți atrag atenția. Faptul că îmi expun povestea, de exemplu. Ți-a dat Dumnezeu, da, un har nemaipomenit. E muncit. Nu știu dacă m-am născut cu el. Da, da, ok, eu așa-l văd. Spune-mi, te rog, bărbații nu resping cauzele? Cauzele emoționale ale partenerei? Care n-au legătură cu ei? Nu le resping? Ba da, nu doar bărbații. Oricare dintre cei doi vin cu argumentul ăsta, dar noi am făcut eu să-l repare cine l-a stricat, că eu mă ocup de copilul meu. Nu mă ocup să-l cresc pe partener sau pe partener. Da? Dar acolo e întâlnire. Acolo unde... Eu vin cu povestea, nu există doar unul rănit. Există răspuns diferit la rană. Unul răspunde ca un dulău și unul răspunde ca un arici. Dar nu e unul mai puțin vulnerabil. Ba, experiența mea spune că chiar se potrivesc teribil de tare rănile astea. Teribil de tare. Au fost la fel de răniți, ca să spun pe românește. Da? Dacă aș întâlni, n-am întâlnit, dar dacă ar veni unul rezolvat emoțional cu unul nerezolvat, complet nerezolvat emoțional, ăsta rezolvat a reușit cum să-l crească pe cel care e mai în spate decât el, da, care are de crescut. Ori nu e așa. Faptul că mă enervează că tu ești copil pe un palier mă face și să ignor că și eu sunt un copil. Dacă te cert pentru cum ești, dacă am o atitudine arogantă, dacă sunt neiertător pentru ceea ce faci. Și asta e atitudine de copil, nu e atitudine de adult sănătos, de părinte care susține copilul și îl ajută să crească. Da, aici am regăsit într-adevăr că, uite, acest reproș se regăsește în societatea noastră, te comporți ca un copil. Dar nimeni nu se uită în spatele lui să vadă, bă, unde e cauza. Unde se comportă ca un copil? Și uneori să fac scandal este, nu știu, exact ca criza de tantru. Mă trântesc pe jos și... Da? Și mi se cuvine că mă enervez prea tare tu. Nu mă prind că e tot comportament de copil și nu de adult care poate vorbi despre ceea ce îl supără povestindu-se pe el și nu atacându-l pe celălalt. Laura Pânăzan are două volume. Două volume foarte drăguț colorate și văd că ei în primul volum sunt așezați pe canapea, după care i-ai băgat în pat. Despre ce vorba în volumul 2? Păi are și un subtitlu, volumul 2. Emoții în pielea goală. Asta deci, îmi place. Tocmai pentru că mergem pe intimitate emoțională și sexuală, da? Pe dezvăluiri mai profunde, pe coborât prin casa sufletului de la un etaj la altul. Partea asta a doua e de fapt un proiect prin care să dezvolui terapia efectivă, da? Dacă în primul am vrut doar să vă bag puțin în cabinet și să trageți cu ochiul cât să surprindeți așteptarea aia nerealistă,
am primit critici, să zicem, dar ne-ai lăsat așa, noi n-am aflat cum se termină povestea. Și a doua oară mi-am propus să încep 4 terapii de cuplu și să le duc până la sfârșit în carte. Nu mi-a reușit în volumul 2, acum scriu la volumul 3. Ah, frumos! Pentru că în prima parte am făcut parte de evaluare și de istoric personal. Ca să puteți înțelege cu adevărat ce înseamnă o terapie, a trebuit să intru în detalii care au consumat pagini. Și e un volum mult mai mare decât mă așteptam chiar și eu de muncă. Da, faci o treabă extraordinară și abia am început să te citesc, ca să spun așa. Uite, aici mai am o întrebare care sună așa. Explicându-mă ție, mă clarific eu. Atunci când am un interlocutor care îmi permite să aduc la suprafață adevărul ăsta al meu personal, e cu două beneficii, da? Odată că mă simt în sfârșit auzit, dar spațiul acesta pe care îl primesc mă și autoclarifică. Eu găsesc cuvintele, e ca și cum copilul din mine de altă dată reușește să povestească despre cât de trist era el în... la întrebarea mamei. Parcă ești trist, ce ți s-a întâmplat, da? Povestea aia mă ajută să mă exprim și să mă și cunosc în același timp. A mă povesti la nivel de senzații corporale și de emoții și de nevoi înseamnă o autoclarificare față de doar ce fac. Eu așa sunt, eu așa fac. Îți convine bine, nu-ți convine, pa. Dar de ce ești tu așa? Dar ce te doare pe tine când îți vine să faci asta? Și da, de ce eu lasă să nu fie? Dar de ce ești așa că nu-mi place? Da, hai să stăm. Chiar mă interesează să aflu. Eu chiar am principiul acesta. Cu cât mi se pare mai ciudat un comportament, mai de neînțeles, cu atât vreau mai mult să-l ascult pe omul ăla, pentru că acolo e șansa mea să mă întâlnesc cu el. De multe ori în terapie, pentru că nu primesc informații, încerc eu să-mi dau cu presupusul. Se numește presupunere empatică. O fi așa, eu dacă mă pun în papucii tăi, aș simți asta. Și ți se întâmplă lucrul ăsta, da? Aș simți asta. Sau poate asta. La tine cum e? Și pe mine mă ajută mult și clientul meu să zică, nu e ce spui tu, Laura. Uite, asta este ceea ce simt eu. Pentru că este această discuție clarificatoare. El, combatându-mă pe mine, reușește, de fapt, să se povestească pe el. Da? Și acest discurs îl aduce și pe el mai în contact cu trăirile astea, cu adevărul lui interior. Da. Uite, m-ați ajutat foarte mult dacă apăsați butonul ăla de acolo, clopoțelul, subscribe și toate astea. Mă ajută și, într-un fel, susțineți podcastul și calitatea lui și a invitaților. Cu cât suntem mai mulți, cu atât oamenii vor fi mai deschiși să vină aici, deși am fost refuzat o singură dată până acum, în mod direct. Restul au mai amânat câțiva, nu reușesc să-i prind. La ceea ce ai spus tu, oare în relația de cuplu e mai bine să ne cunoaștem ca și copii, ulterior ca și adolescenți și abia ulterior ca și adulți? Toate sunt fațete ale noastre, toate rămân în noi. Când vorbim noi de copilul ăla interior, da, ne referim la răni vechi care nu au fost rezolvate până la capăt, care n-au primit nevoia, n-au ajuns până la satisfacerea nevoii. Și atunci în mine există un astfel de copil la nivel emoțional. E ca și cum pe nivelul ăla n-am crescut. Pe nivelul ăla nu... am rămas blocat acolo unde mă durea ceva. Da? Și răspund cu un răspuns de dulău sau de arici. În același timp, în mine adultul, în mine cel din prezent, s-ar putea să intre în rol și adolescentul de altă dată. Dacă, apropo de diferențe, și de toleranță sau judecată, părinții mei mi-au dat voie să fiu un adolescent.
treaba adolescentului este să dea cu pumnul masă și să spună eu nu sunt ca voi, eu sunt altfel. Dacă copilul mic din contră se supune și se lasă modelat de părinți, adolescentul se diferențiază. El se vede ca având alte gânduri, alte emoții, alte nevoi, alte dorințe decât ce ar vrea părintele să facă modelând viața copilului. Da? Când în adolescență nu mi s-a permis să trec prin criza asta a adolescenței și mi s-a răspuns cu eu te-am făcut, eu te omor sau cât ești la casa mea, faci cum îți spun eu, n-am avut dreptul la această rebeliune și la o furie firească în adolescență, pentru că ea ne dă energia de a pleca de acasă, de a pleca de sub copacul ăsta prea înalt, da? La umbra căruia noi nu ne-am dezvoltat. Ca să fiu, nu știu, Magellan care pleacă peste mări și țări, e nevoie să mă înfurii pe ăștia din spate și să-mi exprim foarte clar diferențele. Și aș avea nevoie ca părintele să răspundă cu binecuvântare, ca să zic, ca în Biblie. Ok, mă sperie ce vrei tu să faci, mă îngrijorează, până acum eu am fost atent la viața ta și te-am îndrumat și te-am ținut așa sub cupola mea. Și acum când vrei să pleci și parcă e altfel decât ce aș face eu, e ok să-mi exprim îngrijorarea. În același timp, e sănătos ca părintele să creadă în steaua copilului, să-i permită să fie diferit, să-i permită să riște și să greșească la o adică, da? Pentru că asta este binecuvântarea, asta este încrederea pe care eu dau că ar putea să-și împlinească țelurile. Da? Da. Și ca să termin răspunsul la întrebarea ta, dacă acest adolescent, la timpul la care era adolescent, nu a primit binecuvântarea, nu a avut susținerea părintelui în a-și exprima aceste diferențe, da? Ci conflictul ăsta a fost unul care a rupt relația dintre părinte și copil, atunci eu o să-mi trăiesc și conflictul de cuplu ca în adolescență. O să încerc aici să fac ce n-am făcut acolo. Da? Da. Abia aștept să văd podcastul ăsta. Voi ce părere aveți despre el? Vom trece pe volumul 2 mai mult, însă mai am un pic aici. O să te țin. Am multe întrebări, nu știu, îmi vin pur și simplu. Până ajungem la emoții în pielea goală, te întreb, care este cel mai bun instrument în momentul când relația de cuplu este într-o criză? Să începem să ne uităm la ea. Deși nu atunci. Atunci suntem, cum spuneam, animăluțele care nu sunt prea conștiente de ce fac. Dar faptul că după aia venim la terapie și că luăm secvență și cu secvență și avem aici spațiul și îndrumarea și cumva relaxarea pentru că eu opresc reactivitatea. Adică eu îți spun, uite, formularea asta atacă și nu te lasă să fii auzit de celălalt. Mie mi s-a întâmplat ceva foarte asemănător în propria mea terapie de cuplu. Când terapeuta mi-a spus, nu te aud, Laura, aud doar furia ta. Stai așa, Laura Pănăzan, la rândul ei a fost la terapie de cuplu? La rândul ei a fost la terapie de cuplu. Ok. Vă spuneam că sunt om, de ce nu mă credeți? Da. Și pentru mine a fost cea mai mare lecție. Să înțeleg că atunci când sunt furioasă, nu sunt auzită. Nu, mesajul meu nu răzbate până în celălalt. Da? Și să-mi iau un timp de a sta eu cu mine, nu doar ca să mă liniștesc, ci ca să mă prind ce mă doare atât de tare de răspund cu reactivitate. Și mai spun o dată, reactivitate nu înseamnă doar ce face dulăul. Reactivitate este și ce face ariciul. Nu vorbim despre. Da? Sau sunt atât de supărat încât am pus un zid între noi. Concentrarea pe acel lucru și căutarea cuvintelor prin care să mă povestesc celuilalt, că, repet, e adevărul meu, ține de trecutul meu și de rănile mele, asta mă aduce la a doua încercare, la a doua tentativă de a ne întâlni
Și da, asta se va întâmpla. E bine să se întâmple asta prima dată în terapie. Acasă ne iese greu. Clienții mei sunt frustrați și când, deși le iese în terapie, încă nu le iese acasă. Aici, la tine, merge. La noi acasă, nu merge. Ok? E nevoie de mult timp în care să vă iasă aici, până când să puteți să faceți asta și acasă. Asta e răspunsul. Pentru că e ca și cum, de fapt, construim căi neuronale noi. Da, da. Nu e peste noapte. Mai ales că celelalte căi neuronale, care, bătătorite, exact, s-au întâmplat până la vârsta la care ai venit aici. Da? Deci acolo e autostradă, zic eu. Da, da. Și dincolo e drum deselenit. De deselenit. Uh-huh. Da? E o junglă. E mult până facem și pe partea asta drum luminat. Mai pomenești în primul volum nevoia universală de iubire. Explică-mi, te rog, metafora asta. Toate școlile de terapie au adoptat în ziua de astăzi, în discursul lor și în metoda lor de terapie, teoria atașamentului. Adică nu doar copilul. Prima dată ne-am prins că copilul are nevoie de iubire. Că nu poți să-l trimiți la pensiun să le duce străinii. Nu, e nevoie de mama, de tata, de prezență emoțională. Și a fost mai ușor să acceptăm vulnerabilitatea copiilor. Ulterior, teoria atașamentului s-a extins și la adult. Concluzia studiilor prezente este că toți avem nevoie de iubire, că oricât am funcționat de bine în celelalte planuri ale vieții, asta e o nevoie de bază. Dacă avem asta, e mult mai ușor să le rezolvăm pe toate celelalte și când ne lipsește asta, parcă n-are sens orice altă reușită. Cum identific nevoia de iubire a partenerului de cuplu? E nevoie să-mi o povestească el. Faptul că sunt curios, faptul că pun întrebările, faptul că îmi asum că ceva greșesc, că ceva nu fac bine, că ceva nu-i dau dacă el suferă. Da? Și că vreau să mă învețe cum să-l iubesc. Asta mă duce la a identifica nevoia de iubire. Nu pot să o citesc în stele. Dădeam exemplu cu mama care e în fuziune și ea miroase orice nevoie a copilului. Mai târziu nici propria mamă nu se mai prinde ce-mi trebuie mie copilul crescând. De partener ce să mai vorbim? Nu, e nevoie de vorbe. Deci așteptările n-au loc în relația de cuplu. Așteptarea să te prinzi ce mă doare pe mine este una utopică. Da? Și e una tot așa a copilului. Copilul se aștepta ca mama să se prindă ce îl doare pe el fără să-i povestească ceva. Da? Dar eu spuneam că chiar și în relație cu mama, o mamă empatică mă ajută să mă povestesc emoțional. Îmi dă cuvinte emoționale. Da? Și nu voi mai avea nevoie să mă trântesc pe jos și să urlu. Dacă eu am învățat să spun, sunt furios pentru că mi s-a făcut următoarea nedreptate. Da, sau sunt trist pentru că uite ce am pățit. Am cuvinte, da, deja. Da. De fapt, presupun, nu știu exact, cu siguranță știi mai bine, dialogul în relația de cuplu, cred că e, uite ce mișto am făcut asta, uite, numai pe zona aia de bine. Știi? Și în zona asta în care mă simt așa, m-a enervat șeful, dar în momentul când are legătură cu tine ca și partener de cuplu, e mai greu să pleci în discuție. Mai mult ai vorbit, acum dându-mi exemplu, mi-ai spus, uite ce am făcut, vorbim despre ce facem și ne și certăm pentru ce facem sau pentru ce nu facem. Mm-hmm. Nu vedem tot tabloul, nu vedem toate substraturile. Și da, pentru asta e nevoie și de un spațiu de siguranță, da, în care, nu știu, să văd că vine mama aia, o pun între ghilimele, da, și nu mă refer doar la o femeie care ar veni spre un bărbat, mă refer și la un bărbat care ar avea această curiozitate. Ce ți se întâmplă? Hai, povestește, chiar vreau să aflu. Da? Și atunci nu va fi o discuție despre uite ce rău ai fost tu și ce mi-ai făcut tu, ci despre, uite, cum sunt eu, ce sensibilități am eu, în ce mod nu am fost niciodată tratată și aș avea nevoie să faci tu asta pentru mine. Da, am nevoie, uite, eu am nevoie de apreciere și am nevoie de validare. Da, și dacă îți explic și de ce,
Adică dacă o leg cu trecutul, asta facem în terapie. Atunci când ajungem la emoție și chiar la corporalitate, spune-mi unde simți chestia asta. Corpul ne ajută să facem legătura cu trecutul. Ok, când ai mai simțit tu că n-ai aer? Să zicem că e răspunsul ăsta, simt că n-am aer. Corpul își amintește. Și când mă duc în direcția aia în care îți povestesc de copilul de altă dată, e mult mai probabil să empatizezi cu durerea mea și să poți înțelege și să poți oferi ce eu n-am primit. Da. Uite, o să te rog să văd că ai multe proiecte, deja scrie al treilea volum. Și înainte să trecem la emoții în pielea goală, că îmi place cum sună foarte tare, spune-ne ce proiecte ai în desfășurare, la ce te gândești să mai faci, că văd că ești pusă pe treabă, cum spun eu. În luna februarie, care e luna iubirii, am un proiect cu Adina Giurgea, care este fondatorul platformei Părinți pe Sârmă. O să scriu 4 articole pe tema iubirii. Și pot să vă și dau din casă să vă spun un pic pe ce teme sunt. Câte un articol pe săptămână. Primul e despre alegerea partenerială, care, așa cum spuneam și aici, este de fapt, vine la pachet cu șansa de creștere personală. Da? Deci te aleg pe invers decât ești tu, pentru ca eu să-mi dau voie să adopt și partea aceea de caracteristică personală sau resursă, da? Și să nu rămân doar ordonatul extrem sau dezordonatul extrem. A doua temă e despre tiparul ăsta relațional în care ne învârtim ca într-un cerc, dulăul închizând ariciul și ariciul făcându-l pe dulău să latre infinit, că nu se simte auzit. Și studiind acest tipar, vedem strategia veche, pentru că eu sunt animăluțul, pentru că asta mi-a ajutat altădată. Da? Și mai vedem și cercul ăsta vicios în care ne învârtim infinit, cum ne blochează asta. Al treilea subiect e despre cine să se schimbe sau cum să mă schimb eu. E despre blocajele care mă împiedică să empatizez cu tine și sau să mă povestesc pe mine. Piedici în calea iubirii, să zicem. Și cel de-al patrulea subiect e despre igiena relațională, ai atins și tu subiectul ăsta, despre cum menținem viu cuplu, intrând în zona asta de plăcere, de bucurie, de timp pentru noi, ceva care să ne scoată din a fi roboței de care vorbeam noi doi. Cum avem grijă, de fapt, de noi ăsta. Și un alt proiect, ăsta e pentru februarie, tot în februarie și tot cu Părinți pe Sârmă merg la un club de lectură al lor și vor fi prezentate cărțile mele, deci întâlniri între autori și cititori. Iar în martie vreau să fac o tabără la Brașov, Primăvara Iubirii se numește, împreună cu Adina Voinea, un alt terapeut, care are o pensiune foarte, foarte frumoasă. Și va fi un weekend, deci de vineri seară până duminică dimineața, cu cupluri, în care îmi propun exact pe tematica asta, primăverii, o împrospătare a relației, o aducere a zonei astea de bucurie și joc și să ieșim din grijile și din tiparele astea care ne blochează și nu ne dau voie să ținem viu și relația și pe noi înșine. Cum ai spus că se numește evenimentul? Primăvara iubirii. Foarte interesant. Ok. Astea sunt, sigur, marele proiect rămâne volumul 3. Așteptăm să-l lansezi aici. Mă inviți de acum? Da. E foarte interesant că pentru volumul 3 am deja și cereri de feedback pe coperta 4. Da? Am persoane care mi-au spus că ar vrea să-mi scrie pe copertă, deși n-au văzut încă volumul 3.
Foarte frumos. Tu mă inviți când cartea nu a apărut. Da. În relația de cuplu ne punem piedici în calea iubirii? Ne punem piedici în tot ce facem în calea iubirii, cât timp nu conștientizăm, cât timp nu avem chiar acceptare pentru comportamentele alea de animăluți, da? Când ne apărăm și ne luptăm cu celălalt, noi de fapt nu ne acceptăm chiar aceste comportamente și fugim de ele, da? Față de, ok, așa este, asta fac, hai să vedem de ce fac asta, hai să spun ce mă doare de fapt, da? E deja o asumare a comportamentului de dulău sau de arici. Deci o piedică în calea iubirii, când zic iubire, zic și iubire de sine și iubire de ceilalți. Iubire de sine înseamnă să mă cunosc până acolo unde mă doare cel mai tare, să intru în contact cu adevărul meu interior și să-l pot povesti. Da? Da, 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 foarte frumos. Deci e piedică față de această autocunoaștere. Care sunt situațiile voastre de cuplu? Ce greutăți ați întâmpinat? Vă invit să-mi trimiteți un e-mail, dacă nu puteți să lăsați în comentarii. Eu las în fiecare podcast adresa mea de mail, contact@aronflorentiniordache.ro, ajunge direct la mine. Puteți menționa acolo că vă doriți să rămâneți în anonimat. Ca să pot construi episoadele următoare, am nevoie să știu de la voi la ce vreți să vă uitați. Cum vreți să vă uitați. Și cu siguranță vom găsi o chimie de așa natură încât să pot să redau aici ce este nevoie. Emoțiile în pielea goală. Cum intră dulăul și ariciul în pat? Patul este un acasă mai special. Este o zonă de intimitate profundă. Acolo se întâlnesc nu doar trupurile noastre, ci și emoțiile noastre. Acolo se întâlnesc defectele de care vorbeam, da? Greu de arătat celuilalt. Am și aici o metaforă. E greu să-ți arăt alunițele mele. Și e greu să fac fața alunițelor tale. Da? Și eu aveam niște așteptări de piele imaculată și mă zgârii. Sunt simboluri pentru asperitățile personalităților noastre. Pentru ceea ce am fost educați să vedem ca fiind defecte. Eu nu cred, vă spuneam că orice caracteristică personală are de fapt și o parte de resursă și că ea devine un defect doar dacă este într-o extremă și rămân cu dinții, așa sunt eu și doar așa. Da? Și atunci în orice situație de viață răspund în felul acela. Uite, un exemplu pe care îl dau clienților mei e legat de pandemie. A fost firesc atunci când eram în faza cea mai virulentă a pandemiei să purtăm mască, să stăm izolați. Tot așa cum atunci când lucrurile au început să se relaxeze, să scadă din virulență, a fost firesc să începem iarăși să ne întâlnim și să fim mai relaxați. Foarte mulți dintre noi au rămas izolați. Eu fac eforturi cu familia mea să ne întâlnim cu alți oameni așa cum ne întâlneam înainte de pandemie sau să aducem oameni în casă, așa cum aduceam înainte de pandemie. Așa de mare inerție avem atunci când venim cu o strategie. Ce facem cu oamenii care dorm separat? În loc să judecăm, înțelegem de ce dorm separat. Păi sfore, am un viral pe TikTok în care am 500 de comentarii. Eu înțeleg, dar tu mai devreme ai subliniat faptul că acolo se întâlnesc emoțiile și mult mai mult de atât. Păi dacă noi ne întâlnim doar ca să ne atingem corpurile goale, emoțiile astea unde se mai întâlnesc? Asta e, găsim un spațiu și pentru ele. Cum așa? Oamenii dau foarte diverse explicații.
Una ar fi că sfore, alta ar fi că nu putem, avem copii mici și dormim fiecare cu copil. Mm-hmm. Dar copiii se fac mari și am întâlnit și mama care doarme cu băiatul de 14 ani. Și e o tragedie dacă pleacă de lângă el. Da? Deci lucrurile pot fi duse până la un extrem și desigur că relația de cuplu va avea de suferit. Găsim totuși timpul, spațiul și pentru relația asta de cuplu. Da? Dacă copiii chiar sunt mici. Dar și acolo aș aduce copilul în camera părinților atât timp cât el e în fuziune, că e copil foarte mic, da? Și nu aș merge așa pe varianta separării părinților. E mare lucru copilul să aibă imaginea asta cu mama și tata împreună. Așa sunt ei, față de mama e a mea sau tata e al meu. Da, și mulți dintre noi au povești de-astea cu... Eu aveam o relație mai degrabă cu tata și fratele cu mama sau invers. Nu e ok. Avem nevoie și de mamă și de tata. Avem nevoie să fim la fel de iubiți și de acceptați. Da, și să-i vedem ca pe un tablou. Și pe ei să-i vedem ca pe un tablou. Și nu un tablou perfect. Un tablou în care... animat, în care oamenii se și ceartă. Dar să mă prind, chiar dacă nu sunt martor 100% și nici nu e sănătos să fiu martor la tot procesul, să mă prind că s-au iritat de la ceva, ok, s-au retras acolo în camera lor, dar să fie evident că ei s-au împăcat la modul în care s-au ascultat reciproc, nu unul a cedat. Da? Să-mi fie evident că, nu știu, că iau decizii împreună. Că eu... Noi știm, bă, la mine lua decizii tata. Mama n-avea ce să cometeze. Sau invers. La mine mama le știa pe toate. Tata executa. Da? Nu. E ca și cum deja am o imagine despre masculinitate, despre feminitate, despre roluri în cuplu, cu care plec în viață. Și o să vreau să instaurez aceleași reguli și în cuplu meu. Pentru că aia e normalitatea. Ale familiarul pentru mine. Da? Față de reciprocitate. Suntem la fel de oameni și unul și celălalt. Suntem la fel de vulnerabili și unul și celălalt. Avem emoții și nevoi și unul și celălalt. Și pot fi ascultate pe rând fiecare. Doamne, mulțumesc Dumnezeu. Nu puteam să am un privilegiu mai mare. Ce facem cu partenerii de cuplu care rămân în cuplu pentru copii? Păi e ca și cum copiii ăștia sunt învățați că nu există iubire, există compromis, există renunțare de dragul copiilor, da? Nu o să creadă nici ei în iubire. O să creadă tot așa, într-un aranjament. Da. Și acum că suntem în zona asta de emoții în pielea goală și am sesizat și în primul volum o poveste cu cupluri care a venit la... terapie și el avea amant, avea o altă relație. Sunt multe cupluri de genul ăsta în care unul dintre parteneri are amant? N-am făcut o statistică, dar am două răspunsuri. Unul că apariția celui de al treilea și noi ăla de care vorbesc eu, ci o altă persoană, un triunghi amoros, înseamnă nu știu cum, la prima vedere ne uităm la asta și zicem că e imoral. Ca la toate celelalte comportamente, vreau să aflu de desubturile. Vreau să înțeleg ce nevoie era nesatisfăcută și nu e una sexuală. E una emoțională și aici. Da? Și e o implicare 50-50. A participat la asta și ăla trădat-o. Și să vorbim despre și să înțelegem și să o luăm ca pe, să o luăm ca pe o consecință de fapt a unei rupturi dintre cei doi, da? Devine o responsabilitate a cuplului și nu vina unuia singur. Da? Practic, bărbatul, înainte de a-și găsi o amantă, încearcă să-și satisfacă nevoile în relația de cuplu? Nu e doar la nivel sexual. Poți fi trădat emoțional.
există trădare și fără nimic sexual. Și se simt la fel de răniți partenerii care află că e mai ușor să vorbești cu altcineva decât cu ei despre orice. Uite, am întâlnit, de exemplu, sentiment de trădare pentru că ca să-ți faci firma, ți-ai luat toate sfaturile și ți-ai spus toate grijile altcuiva și nu mie. Da, era pur emoțional. Nu era nimic acolo sexual. Și totuși se simte tot ca o trădare. Uite, e o lungă perioadă de timp și am mai spus asta în podcast și am fost pe alocuri criticat. E ok. E o lungă de perioadă de timp eu am avut mereu câte o prietenă bună. Uh-huh. Câte o soră, ca să zic. Uh-huh. Și cu ea vorbeam vrute și nevrute toate chestiile. De multe ori era primul om care afla diverse chestii emoționale, non-emoționale, comerciale de la mine. Asta pe mine mă scotea din relația de cuplu. Tu știi. Asta vreau să te întreb de când ai început să spui. Era ceva ce lipsea în relația de cuplu? Intimitatea asta, povestitul ăsta, lipsea în cuplu? La mine în cuplu dialogul lipsea. Deci era ceva ce aveai nevoie să compensezi în altă parte, să adaugi din altă parte. Da? Mm-hmm. Și atunci vindecarea, dacă vrei, este acolo unde creștem cuplu așa încât el să ofere și celelalte nevoi, să acopere și celelalte nevoi. Da? Sigur că vor rămâne, nu știu, nevoi profesionale care sunt în afara cuplului. Nu mă aștept să... mă aștept să pot să-ți povestesc ce mi s-a întâmplat rău la serviciu, dar nu mă aștept să-mi dai expertiza profesională. De aceea am nevoie în alt loc. Problema e atunci când dialogul cu altcineva interferă cu dialogul dintre noi doi. Da? Ne ia din intimitate, pentru că dacă eu am o acoperire sexuală, să zicem, în altă parte, nu mai am nevoie cu tine. Uh-huh. Dacă emoțional mă ascultă altcineva și este primul și singurul loc în care mă duc, nu mai am nevoie să îți spun ție. Bărbații pot fi și femei, de altfel. Da. Dar bărbații care au o nevoie exagerată de sex și fac sex mult și acasă și în deplasare, acolo ce-i? Dacă ajung să folosesc sexualitatea ca pe un comportament compulsiv, e exact ca atunci când mănânc până devin obez. E o extremă. Și eu acopăr o nevoie. Și nevoia nu e de foame nici sexuală și nici de mâncare efectivă, pentru că e evident că mănânc mai mult decât mi-e foame, da? Ci acoperă un alt tip de nevoie, una emoțională. Practic, nevoia de sex are în spate o nevoie emoțională? Da, o validare. Am nevoie să mă simt bărbatul ăsta atât de potent, pentru că altceva mă pune în umbră. Pentru că din alt punct de vedere nu sunt validat. Pentru că la alt aspect nu mă simt suficient de masculin. Da? Practic asta e și explicația pentru bărbații care aleargă să facă sex cu cât mai multe femei? Niciodată nu știu răspunsul. Vezi, eu pot să vin cu ipoteze. Pe mine mă interesează cazul concret și povestea omului. Și sunt foarte deschisă să mă întâlnesc cu realitatea aceea. Acolo o să primez răspunsurile. Nu le știu dinainte. Deci, practic, e de la caz la caz. Ceea ce fac eu este să văd că e o extremă, așa că, mai mult ca sigur, acoperă și o altfel de nevoie. Deci, practic, noi în relația de cuplu, în momentul în care vedem că suntem extrem pe sex, pe vorbit exagerat, pe plimbat mult prin toate excursiile, acoperim o nevoie. Da. Uh-huh. Și acolo mă pot uita la un dulăuș și un arici. Și din punct de vedere sexual, pot să zic că bărbatul ăsta care vrea sex dimineața la prânz și seara este un dulăuș sexual
da? Și partenera lui, care nu știe cum să mai fugă de el, este un arici sexual. Spune-mi, în relația de trio amoros, triunghi amoros, cum l-ai numit tu, de ce le este greu bărbaților să se despartă de amante? Pentru că e greu să se despartă de nevoia care era satisfăcută acolo. Da? De asta e de vorbit, de asta are de auzit, de fapt, partenera lor. Acolo e de lucrat la cuplul lor. Pe de altă parte, Florentin, e și o iluzie. În aventură nu trăim viață. Trăim secvențe. Da, e ca la mine, cum v-am arătat în volumul 1, secvențe, față de a vă arăta terapia propriu-zisă. Da? Uh-huh. Îți faci o mică idee și îți iei spuma, caimacul, dar nu te întâlnești cu tot greul vieții care se întâmplă într-o casă reală, într-un cuplu real. Da? Și atunci e ușor de întreținut o astfel de relație atunci când e ascunsă, imaginându-mi doar beneficiile pe care le am de acolo. De cele mai multe ori eu le spun, indiferent dacă rămâneți sau nu împreună, e de vorbit despre ce s-a întâmplat. Și chiar când nu vin cu tematica asta, cu trădare, e de făcut încheiere. Eu respect și vă cred că voi nu vreți să mai reparați nimic, dar e de lucrat pe cum mi-a fost mie relația asta, ce am primit și ce am primit, nu doar ce n-am primit, da? Ce aș mai fi avut nevoie, ce a rămas rană puternică pentru mine. Faptul că ne spunem adevărul ăla interior atunci, la final, îmi dă șanse în următoarea relație. Și acum să revenim la amantă și la, sau la relația de trădare, care poate fi și din partea unui bărbat și din partea unei femei. Da, da. De cele mai multe ori, în cazurile în care s-a rupt relația primordială și s-a ajuns la a doua căsătorie cu amanta sau cu amantul, pentru că nu s-a făcut desprinderea corectă aici, pentru că nu am deschis ochii să vedem ce era de învățat aici, se repetă povestea. Nu odată, crede-mă, nu odată am primit solicitări de la partenerul care a trădat, primește-mă acum în terapie de cuplu cu amant. Fosta amantă, da. Sigur că nu pot să fac asta, pentru că eu am avut deja o relație cu soția și am avut o relație cu el și nu e o egalitate față de cea de-a treia persoană, îi trimit la altcineva. Dar eu avertizez încă de la început. Dacă nu vrem să lucrăm și să înțelegem ce s-a întâmplat aici și doar plecăm supărați, avem toate șansele să repetăm poveștile, pentru că ne luăm în valiză și în relația următoare, care în momentul în care ajunge viața reală, are cu totul alți parametri. Băgând ariciul ăsta și dulăul în pat, într-o criză a cuplului, ei se agață din diverse motive raționale sau non-raționale să rămână acolo. Însă, din ce am mai citit și eu și ce am mai discutat, se creează o mare distanță emoțională, care această distanță, ce crezi, nu te mai lasă să te dezbraci. Ce e de făcut în situația în care se dorește o apropiere emoțională, bărbatul insistă pe sex, femeia insistă pe emoție? Ai mirosit bine. De obicei, circularitatea emoțională este invers decât circularitatea sexuală, adică dulăi emoționali sunt arici sexuali și invers. E de lucrat la amândouă. E de vindecat și pe partea aia emoțională și pe partea aia sexuală. Adică lăsând spațiu ariciului să vorbească despre el, să se povestească, el de obicei ăla care nu prea are cuvinte, el amuțește în conflict, e ca și cum și el ocupă din scenă. E ca și cum și emoțiile lui încep să fie evidente. Dulăul începe și el să tacă, să se restrângă. Da? Și
când ajungem la un spațiu egal emoțional, asta este o situație de siguranță care să permită și începerea lucrului în plan sexual. E în ordine asta. Practic. Întâi ajungem la siguranță emoțională, pentru că conflictul sexual are la bază un blocaj emoțional. Ca să-ți repari relația după ce ți-ai înșelat soția, mai întâi trebuie să lucrezi la siguranța emoțională și abia apoi să ai pretenții de mascul alfa. Da, și e și o discuție despre adevăr și intimitate, pentru că trădarea a presupus multă minciună, multă ascundere. Da? E clar că inițial am avut o relație emoțională și cu amanta. Da? Mm-hmm. Mi-a fost mai ușor să-i povestesc ei ceva ce n-am putut să aduc în discuție sau n-a avut șanse de a primi validare în discuția cu partenera. Se repară relația de cuplu după înșelat? După trădare, da. Se repară? Da. Și care sunt cei care... Este o problematică la fel ca oricare alta, deși la prima vedere nu ni se pare că ăsta e dracul cel mai al dracu. Sigur, nu merge din... Nu pe asta vom lucra de la început. Spuneam, o luăm întâi cu a aduce siguranță emoțională în cuplu și de obicei e... oamenii vin cu o listă. Cu ce răni au ei, cu ce ar trebui să rezolve în cuplu. Și o luăm gradat, pornind de la priză, cum spuneai tu, până să ajungem la de ce mai trădat. Dar ajungem și la discuția asta foarte grea, de obicei după multă terapie, ca să avem mușchi să putem să ținem așa ceva. Și când o facem treptat, când ajungem acolo după ce am făcut plasa asta de siguranță, ședințele sunt unele dintre cele mai frumoase. Pentru mine, nu știu, sunt depusă în ramă. Deși par subiectele cele mai îngrozitoare, e atâta iubire în a vorbi despre asta atunci când oamenii au lucrat până acolo și mă surprinde de fiecare dată și pe mine că se întâmplă într-un timp mult mai scurt decât am crezut, nu știu, mă așteptam ca subiectul ăsta îngrozitor să ne ia 4 ședințe și îl rezolvăm într-una, două. Da? Deci, dar e mult până acolo. E mult până acolo, e mult de lucrat până acolo. Găsiți link cu ambele cărți în descrierea podcastului. Merită citite cărțile pentru cine vrea să vorbească cu Laura Pănăzan. Las datele de contact, site-ul și tot ce trebuie în descriere. Ce se întâmplă cu copiii în momentul în care relația se destramă? Dacă de un partener putem să dăm divorț, de copil nu putem da divorț. Copilul are nevoie, în primul rând, de reasigurarea parentajului. El are nevoie în continuare să se simtă iubit și de mama și de tata și să-i aibă prezenți în viața lui, pentru că fiecare are un rol foarte clar. Am cupluri care au venit doar pentru asta. Ei fiind în apropierea divorțului, dar deja foarte hotărâți să facă asta, i-am ajutat și să divorțeze într-un mod agreabil și apoi am lucrat mult timp doar la relația de parenting. Pentru că rămânem rude, rămânem împreună având această treabă, copiii. Sunt două răspunsuri, deci. Pe de o parte, asta e prima nevoie a copilului, să nu-i piardă pe mama și pe tata din relația cu el. Și apoi, copilul are nevoie să-i fie restabilită speranța în cuplu. Pentru el, mama și tata sunt Adam și Eva. Și dacă Adam și Eva nu sunt bine, înseamnă că nu există iubire pe pământ. Da. La nivel inconștient. Da? Mergem și pe a scoate vina din ecuație. Copilul crede că a făcut el ceva rău. Automat. Da, și simplu, așa se întâmplă. Da, vrea să-i repare el. Am foarte, foarte multe povești de la adulții de azi despre
câte au făcut ei ca să și... Au făcut chiar și consiliere cu părinții lor. Da, uite... Ei, în rol de terapeuți. Da, da, niște da. Niște copii, da. Foarte frumos. Auzim foarte multe povești în ultima vreme în jurul meu. Există un trend prin care, așa cum subliniam și mai devreme, cuplurile se transformă în colegi de apartament. Apoi, ce să mai vorbim de legătura emoțională din pat? Cum resimt copiii această relație ajunsă din cuplu în colegi de apartament? Depinde cât prietenie rămâne sau nu între cei doi. Da? Dacă ei sunt colegi de apartament, adică nu mai sunt iubiți, dar sunt prieteni, sunt coechipieri în treaba pe care o au, da? Și, mă rog, asta e destul de... E o situație particulară. În mod normal, oamenii au nevoie în continuare să-și acopere și nevoile de iubire, de cuplu, și atunci vor alți parteneri. Nu vor să rămână. Renunțarea la iubire, adică pe exemplu pe care mi l-ai pus tu, rămâne în colegi de apartament și doar avem grijă de copii, e ca și cum am semnat sentința cu privire la iubirea pe care și-o poate imagina copilul meu. Copiii nu au nevoie de sacrificiul ăsta așa cum ne imaginăm noi. Copiii au nevoie de noi să rămânem întregi cu toate laturile vieții noastre active. Să avem și profesie, să avem și iubire de cuplu, să fim și în roluri de părinți, să le îmbinăm cumva pe toate. Și nu să facem, să folosim un rol în detrimentul altuia. Acum că toți suntem între ghilimele la pielea goală, care este fundamentul unei relații? N-am vorbit până acum despre intimitatea asta sexuală și emoțională, care de fapt are legătură cu grija pe care am primit-o eu de la părintele meu, care m-a ascultat emoțional și m-a îngrijit fizic. Una dintre întrebările pe care le pun atunci când facem istoricul este: cum reacționau părinții tăi când te răneai fizic? Și aici majoritatea spun ok, am și exemple cu... mai luam una. Îl scoteam din sărite. Sau nu era nimeni pe acolo, umblam cu piciorul sângerând. Mi-a dat cu sapa în picior și am mers mai departe. Da? Dar majoritatea dintre noi au primit pansamentul peste rană. Însă când a fost vorba de emoții, răspunsul obișnuit pe care îl primesc este: cine făcea mă la ora de astea? Hai pe bune! Nimeni nu făcea așa ceva. La toată generația mea. Da? Da. Și atunci, fundamentul, asta e răspunsul, fundamentul unei relații este construirea. Ea nu e din prima. În îndrăgostire nu e asta. Da. În îndrăgostire e ce îmi imaginez că ai putea să fii. Ce îmi doresc să fii. Sunt, da? Niște măști acolo, în opinia mea. Sunt inconștientă, repet, atât, da, de mare nevoie am de tine încât vin cu masca, într-adevăr, dar nu fac de rău ce sunt. Ci pentru că îmi trebuie iubire. Noi bărbații fiind exploratori, da, înțeleg că asta e în ADN-ul nostru, de a schimba lucrurile, de a face, de a reconstrui, de a demola uneori. Și chiar de a merge și spre zona mai riscantă, da? Da. Siguranța. Nu se simte în siguranță. Siguranța este cea care permite și femei să exploreze, da? Deci aș lua-o din pași atât de mici, reasigurând cu... Până și aia la sadomaso au un ridic mâna. Da? Da, până și aia au un semnal. Dar noi nu vorbim deloc. Noi considerăm că sexul se face pe întuneric și eventual cu gura închisă. Nu comentez nimic. Da? Da. Ori a da tot timpul loc emoțiilor noastre și senzațiilor noastre corporale, asta ne face, repet, să rămânem în contact cu simțurile noastre. Ai pomenit mai devreme că în volumul 2, dacă nu mă înșel,
ai structurat-o și să explici, să treci prin niște etaje. Detaliază puțin, te rog. Sunt, nu știu exact la ce îmi pui întrebarea. Unul e despre etajele personalității, uh-huh, și am spus casa sufletului și am coborât de la coaja, acoperișul, uh-huh, cu comportamentul, ce se vede din avion, zic eu, adică ce face dulăul, ce face ariciul, înșală, nu vorbește, pleacă din casă când eu aș vrea să stăm de vorbă, strigă, d-astea, aruncă cutigaia, d-astea. Uh-huh. Alt etaj este cel al gândurilor, care ar putea să sune: tu niciodată nu ești atent la mine, eu nu o să contez niciodată, noi nu vom fi bine nici când. Uh-huh. Apoi sunt emoții și emoțiile la rândul lor sunt stratificate, pot fi emoții reactive, furia evidentă, de exemplu, sau detașarea celui rațional, da, care doar că vede că s-a pornit conflictul și se și zici că se dispare din peisaj, da. Uh-huh. Astea sunt mai evidente. Sau dacă arunc cu tigaia, iar furia nu e un secret pentru nimeni. Alte emoții sunt vulnerabile, profunde, în interiorul meu. E nevoie ca eu să mi le clarific și să vorbesc despre ele. Am strigat pentru că m-am speriat îngrozitor. Mi s-a părut că... Da? Să vorbesc despre asta și iar mi s-a părut că e despre percepția mea. Nu e neapărat despre ce aveai tu de gând să faci. De foarte multe ori, fricile noastre cele mai mari sunt confundate cu realitatea. Și noi răspundem, venim cu comportamentul ca și cum deja lucrul ăla de care mi-era frică s-a întâmplat. Da? Și mai jos, sub stratul ăsta de emoții, sunt valori, principii de viață, nevoi, dorințe înainte și nevoi. Coborând prin toate straturile astea, pentru că să-mi exprim nevoia înseamnă și dorințele, da? E pe plus. În loc să zic, ești un nesimțit, să zic, eu am nevoie să mă asculți atunci când am ceva pe suflet, da? Sau am nevoie să pui o mână pe mine, să mi se pară că îți pasă atunci când, da, sunt speriat de ceva, da? Uh-huh. Toate astea sunt... Nevoia e pe plus și repară, dacă vrei, ce mai sus ne speria. De ce să coborâm în emoțiile astea? De ce să vorbim despre ceva atât de dureros? Da? Ăsta e un aspect cu al etajelor și al etapelor de lucru intrapsihic în personalitatea cuiva. Da? Și asta fac eu cu clientul. Deci, deși ei sunt veniți cu cuplul, eu lucrez pe partea unuia dintre ei, ca să cobor prin toate etajele astea și aleg ceva de sublinie, zic eu, din zona asta de vulnerabilitate, emoție profundă, dorință, nevoie, ca să-i fie spus celuilalt. Până aici, partea aia de reactivitate o primesc eu. Iau eu gloanțele. Spune mie ce te supără. Da? Pentru că reactivitatea naște reactivitate, cum spuneam, pentru că unul latră, celălalt se închide, pentru că ăsta se închide, celălalt latră. Deci de acolo nu mai ieși niciodată. E exact modul în care se blochează ei. Pe când a vorbi din straturile astea profunde, eu fiind acolo martor și de cele mai multe ori spre mine, ajungem să decantăm și să vorbim despre liniștit așa, despre lucrurile astea dureroase, dar când îl întorc, hai acum spune-i lui chestia asta care te supără, de cele mai multe ori după întoarcere vine tot ceva reactiv. Uh-huh. Atât de puternice sunt reflexele astea, doar că îi văd mutra și am schimbat discursul. Da. Ok, repet, avem de făcut, de defrișat și de făcut autostradă undeva unde n-avem nici măcar cărăruie. Da. Uh-huh. Despre asta e terapia. Deci ăsta e lucrul. E intrapsihic și interpersonal. Interpersonal e cu ceva vulnerabil, nu cu ceva reactiv. Și o altă etapizare în volumul 2 este cea a terapiei propriu-zise. Uh-huh. Vă spuneam că încep cu
parte de evaluare, cu foarte multe chestionare, cu istoric personal, cu tiparul lor de ceartă, tot așa trecând pe un anume subiect, în scris, ca să nu interfere celălalt. Când cuplurile sunt activate, în timp ce unul vorbește, celălalt își face deja discursul de răspuns reactiv. Nu ascultă cu adevărat. Doar își ia muniție să contraatace. Dar muniția asta vine și dintr-o autoapărare? Da. Vine, asta le spun. De fapt, nu putem să empatizăm pentru că ne doare ceva prea tare. Da? Și atunci avem și reflexul ăsta. Dacă te doare, înseamnă că eu sunt vinovat. Deci nu pot să primesc ce îmi povestești tu și eu ar trebui să țin, pentru că eu aud că sunt de vină. Da? De asta tot încerc să scot din discurs celălalt a făcut și să merg pe despre mine. Eu simt, mie mi se întâmplă asta, eu percep asta, are legătură cu partea asta de trecuta mea, eu am nevoie de asta. Da? Eu percep așa nu pentru că tu ai făcut, ci pentru că așa mi s-a făcut mie cândva. Da, și dacă eu reușesc să vorbesc despre istoricul meu, s-ar putea să vină un moment în care tu să mă întrebi ce anume am făcut de a-i perceput asta. Ajută-mă să văd cum a ajuns asta la tine. Da? Vorbești de un ideal. Da, e surprinzător să știi că uneori te prinzi că doar că a ridicat sprânceana. Da. Și gata, în mintea mea te-am identificat cu tata, că tata a ridicat sprânceana așa. Eram cu un prieten pe muntele Athos și lui era frică de urs. Da. Știi? Zona asta de neuroștiință mie mi-a plăcut tare și am prins-o de la un podcast și apoi am început să citesc. Și revenind la prietenul meu, îmi spune, băi, eu nu mă duc cu familia la munte pentru că mie mi-e frică de urs. Ce ai, mă, omule, dă-ți frică? Păi, și după aia zic, ok, taică-tu semăna cu un urs? Nu. Ți-ai luat bătaie de la vreun coleg ceva care era mare și să spunea ursul? Nu. Nu, mă, ce ai, mă? Hai, mă, Florine, mă, hai, mă, Iordache. Și la un moment dat spune, băi, am avut un profesor de fizică care era mare cât un urs și m-a bătut rău de tot. Și zic, uite frica ta. Mi-a scris ăsta după și atunci a stat el până s-a așezat. Da. Ulterior mi-a scris, băi, îți mulțumesc, deci abia aștept să vină primăvara să plec cu familia cu rulota la munte. Și acum imaginează-ți că atunci când terapeutul pune întrebările despre trecut, clientul zice, what? Ce mă tot întreb de ăștia când nu vezi aici în realitatea noastră ce-mi face ăsta în alt? Uh-huh. Da? Dar eu știu sigur că tu ai putea să faci față la ce face celălalt și chiar l-ai putea convinge să te trateze mai cu iubire dacă n-ai avea o rană în spate pe subiectul ăsta. Ești atât de reactiv și de judicativ și de supărat și pare așa, parcă out of the mind, tocmai din cauza asta. Faptul că îi spun soției mele că am suferit când mi-am luat bătaie de la mama vitregă mă ajută în relația de iubire cu ea? Mă ajută orice dezvălui despre sufletul meu. Ba mai mult, mă ajută pe mine să am compasiune față de ce am pățit și de data asta să fac altfel decât am făcut atunci. Atunci, ca să îndur ce pățeam de la mama vitregă, ori mi-am îngroșat pielea, nu mă doare că am mâncat fasole tare, da? Ori am devenit hipervulnerabil. Da, acum și când sufli spre mine, mi se pare că ești mama vitregă. Da? Ori să mă povestesc înseamnă, cum spuneam, să mă și clarific și să mă cunosc și să iau act de faptul că, uite, dracu, nu mai e la fel de negru ca altă dată. E o situație mult mai blândă. Și eu sunt într-o postură mai de putere, mai de adult, mai puțin vulnerabilă decât altă dată. Da? Și să te ajut pe tine, ca eu să nu te mai percep așa, să-ți spun exact cu ce mă trigăruiești. Da, și aici se creează legăturile, dispar. Și devine o relație de siguranță. Mm-hmm. Dacă eu pot să-ți povestesc ce mă supără atât de tare azi și ce mă face să o văd pe aia din spate, da, pe mama vitregă în tine, atunci
Și tu mă asculți? Mă iei în serios? Chiar ești interesat? Cum să nu te mai percepi așa? Da, față de a spune, nu ți-am făcut eu, dragă, asta. Deci, practic, du-te la terapeut. Du-te și repară-te în altă parte. Nu, reparația nu e în terapie. Nici la oamenii care fac terapie. Reparația e în raport cu omul cel mai aproape, ăla din pat, cu omul cel mai de aproape. Acolo e reparația. Pentru că acolo m-am rănit. Pe mine nu m-a rănit terapeutul și terapeutul nu vine cu mine în pat. Da? Deci eu am nevoie ca în relația de intimitate maximă să fiu tratat cu mai multă iubire decât în spate. Ba mai mult, am nevoie să mi se facă reparațiile pentru în spate. Cu acest al doilea. Da. Egal. De data asta e un egal. Într-o relație de egalitate am nevoie să fie vindecat copilul din mine. Și când spun asta, e ori doi. Fiecare dintre cei doi parteneri are nevoie asta. Ce pregătește autoarea Laura Pânăzan în volumul 3? Volumul 3 e cu terapia propriu-zisă. Adică după ce lucrăm la baza asta de susținere de care îți vorbeam, cuplurile vin cu problematici săptămânale. Săptămâna asta ne-am certat pe subiectul cu tare sau ne-am oprit și am lăsat să vorbim cu tine când am ajuns într-o zonă mai fierbinte. Din momentul ăla eu nu mai vin cu tehnici și cu material eu. Materialul este realitatea cuplului, da? Sigur că am invitația ca lucrurile să se întâmple totuși gradat, deci să nu venim, cum spuneam, cu cea mai aprigă problemă, ci să învățăm treptat să ne ascultăm unul pe celălalt, da? Să ajungem să empatizăm și să putem susține, chiar să alinăm ceea ce pățește celălalt pe subiecte mai ușoare, înainte de subiectele cele mai fierbinți. Dar terapia propriu-zisă, deci, este, după ce baza de susținere este lucrată, avem o plasă de siguranță și, la rândul ei, are trei etape. E una în care își înțeleg circularitatea asta. Înțeleg, când eu fac asta, pe tine te zgândăr în felul ăsta, ți-e stulbur apele așa. Și asta te face să răspunzi reactiv în felul ăsta. Asta îmi tulbură mie apele și mă face să răspund reactiv. E ca un infinit. Asta e circularitatea negativă. O arăt de nenumărate ori până când ei reușesc să se oprească din hora asta. Eu îi spun hora durerii infinitului ăsta. Abia atunci începem să lucrăm la schimbarea propriu-zisă. Schimbarea propriu-zisă însemnând să scădem din emoționalitatea, din intensitatea emoției dulăului, și adică să-l facem mai în control, să zicem, și celălalt, ariciul, să se poată exprima emoțional, să se lase văzut, să vorbească despre el. Asta e partea de implicare a lui. Etapa aceasta a doua e de schimbare propriu-zisă și ea de obicei este jumătate față de bucata de timp în care doar arăt circularitatea, doar arăt cum ei repetă același tipar. Și ultima parte e una de întărire a progresului, de simplu fapt că se uită cineva la noi și noi facem ce trebuie, noi suntem pro-relație cu un martor, ne ajută, e ca contenția la aparatele dentare. Da? Deci tratamentul nu se termină când s-au îndreptat dinții. Mai urmează o perioadă în care ei trebuie stabilizați pe poziții. E, la fel e și în terapia de cuplu. Recunosc că bucata asta a treia de obicei e sărită. Oamenii învață cum să facă și se cred zmei și pleacă. Da? Se mai întorc de obicei după, să zicem, în medie după 6 luni, când ating un subiect mai dificil și vor să le fiu martoră, dar
e uimitor și pentru mine că nu le trebuie atât de mult cât cred. Ei cer de obicei 3-4 ședințe și rezolvă într-una două. Pentru că prezența mea și faptul că ei știau de fapt ce să facă, e doar un cadru safe de fapt. Știi? Da. Le era frică că nu o să reușească să... Eu doar mă uit. Ce bun sunt. Da. Da. Foarte frumos. Mai am o întrebare. S-a descoperit în vreo ședință de cuplu că unul dintre parteneri înșală? Adică nu știa. Nu am avut varianta asta, am avut, dacă nu știa, s-a descoperit în terapie, dar de obicei nu în ședința de cuplu, ci într-o ședință individuală, să zicem, mi-a spus doar mie. E ceva ce nu pot să țin secret și susțin partenerul respectiv să povestească, da, îl ajut să... Pentru că, de fapt, orice relație e despre adevăr, cum spuneam. Da. Dar să spună în direct, da, asta e realitatea, nu s-a întâmplat, cumva a avut nevoie de să-mi spună mie în culise, da, și apoi să aducă pe tapet. Dar partenerii cer și ei, am nevoie de o ședință... Pot cere, da, am nevoie de o ședință privată. Da, pot cere și... Ideal e să fie cât mai la paritate. Da? Dacă lucrez prea mult terapie individuală cu unul dintre ei, iarăși e ca și cum se rupe un pic echilibrul. La întoarcere se tem că am coalizat deja cu celălalt. Da, înțeleg. Acum o să spun niște întrebări despre tine. Prima dată te-ai făcut stomatolog. Da. Prima dată n-am știut ce să aleg între psihologie și stomatologie și am ales stomatologie pentru că era mai grea. Pentru că era mai grea, ok. Da. Și a fost foarte bine. N-aș mai fi făcut stomatologie după psiho, sigur. Da. La psihologie am crezut că nu mă voi întoarce. Nici nu-mi imaginam, nu mă gândeam la două facultăți atunci. A fost imposibil să le încep pe amândouă pentru că era prea... mult și greu și de umblat prin toate spitalele. Medicina e cu toate specialitățile, nu faci doar stomatologie, le înveți pe toate. Deci nu se punea problema să încerc și psiho în paralel și nici nu am crezut că o să mai îmi trebuiască, dar la un moment dat ajunsese să citesc doar despre asta și soțul este cel care m-a susținut, m-a îndemnat. Se vede în primul volum că e acolo. Suntem unul pentru altul, acolo ne susținem reciproc, dar e iar ceva ce am învățat în timp, nu ne-am născut așa. Da. Repet, a fost muncită relația. Mulțumesc tare mult că ai venit. Și eu îți mulțumesc, m-am simțit foarte bine, nu știu când a trecut timpul ăsta atât de repede. Da, a fost o discuție foarte frumoasă și sper ca oamenii să vadă o călăuză pe aici, să le fie mai ușor să ajungă la terapie. Spune-ne unde te găsesc oamenii. Putem să le afișăm și numărul de telefon, dar de principiu mă găsiți pe Facebook, am pagina personală și pagina cărții, chiar cu titlul ăsta, Un dulău și un arici la terapie de cuplu. Nu intra psihoterapie în titlu. Am și un blog, asta sunt eu.ro, dar care e cu tematici variate, nu doar de psihologie. Mulțumim tare mult! Mulțumesc mult că ați rămas până aici. Să nu uitați să mă susțineți cu un subscribe. Aștept întrebările voastre în comentarii. Pace și iubire oriunde ați merge. Și eu mulțumesc și ție și lor.